shadow. Don't you know? Don't you know? I fell for fools, gold. I fell for fools, gold. What did I know? What did I know? I fell for fools. Salve, dudes, și bine ați venit la un nou live. Bineînțeles, tot cu Farmers Live și de data asta, asta jucăm. Suntem, totuși, iarna. Încă nu am început agricultura, dar ne pregătim. Așa că în episodul ăsta, în live-ul ăsta, o să facem ceva schimbări în ogradă. Vreau să restructurez un picuț zona, în sensul că vreau să măresc aici. Avem gardul demutat, o să refacem. Cineva a avut o idee foarte, foarte, foarte bună de data trecută, și anume să folosim gardul intern de aici pentru a muta pe oriunde altundeva. Adică gen, putem să nu chiar mărim pe ăsta sau să-l mărim pe ăla și să înconjurăm lacul. Deci avem o grămadă, o grămadă de lucruri de făcut și de asemenea să dăm copacii ăștia jos. Da, mai avem și chestia asta de făcut și de rezolvat, pentru că aici, cât vedeți voi cu ochii, eu vreau să fac doar zona arabilă. Vreau să investez niște bani în cartofi, ca următoarea mea recoltă de cartofi să fie pe undeva pe la un 10.000 de euro, ceva genul ăsta. Vreau să fie, bă, ticum, bogăție maximă vreau. Ceva așa să, chiar să atragem atenția celor din sat, știi? Să fim pe picior mare. Salutare, salutare, să vedem care a fost primul de... O, bătrânul Nico pe primul loc, salutare! Giacu, Mădălin, Bogdanu, David, Cosmin, Ștefan, Adi, Adrian. Pe cine mai avem? Pe Stelian Florea, salutare! Lorant, uite, numai, băi, băi, numai diamond-uri pe aici! Băi, ești nebun? Cum, Adriane, un live pe neașteptate? Că săptămâna asta facem aproape în fiecare zi câte un live cu Farmers Life. Pa da, Mihai Rusu, uite și pe Marcel Prinzor. Bă, numai diamante, numai diamante, ce-ai? Alexandru Micruță, salutare, și Damian de asemenea. Sergiu, uite, lasă lui pe Sergiu aici cu cremvuștii. Salutare, băieți, și salutare, bineînțeles, tuturor celor care nu sunteți verzi. Despre amuscă să vă menționez aici, dar vă respect pe toți în mod egal. Fraților, acestea fiind spuse, niște mâncăriță ca să începem cu adevărat munca, că este prânz și începem cu o pauză, cum încep spaniolii. Echipa Panda 27 se pare, din Germania, de două donații, muchas gracias! Am spart deja gheața la Dan Blau lui Barbă Neagră. Mulțumesc! Guten... Bă, nu știu cum e, mă, e guten tag, dar good noche asta nu știu cum e. Noaptea, trebuie să recunosc, nu știu cum se zice. Auzisem odată, n-am reținut. M-a salutat cineva odată din Germania și zic, bă, dar cum se zice bună seara? Bă, și mi-a zis, bă, dar nu, e ceva cu nemția, dar nu poți, pur și simplu, e foarte, foarte dificil să înțelegi limba aia. Ce să o înțelegi? Să o ții minte, nu să o înțelegi, ce zic eu aici? Fii atent că iar am trebuit să dăm cu cafeluță. Vă rog totuși să observați o chestie. Eu n-am mai răcit iarna asta. Tare? Sau ce? Mi-am aminte pe partea din Germania că Mihaela este fiartă pe Crăciunul din Germania. Ea spune, merită în chat, că citim chat-ul de fiecare dată. Sunt curios dacă pentru cineva care stă acolo chiar a fost un upgrade Crăciunul din Germania, pentru că am impresia că Austria și Germania au cele mai frumos decorate și cele mai faine activități de Crăciun din Europa. Spaniolii nu sărbătoresc Crăciunul cum îl sărbătorim noi, și anume cel creștin, ci ei sărbătoresc chestia asta cu niște regi. N-are nicio treabă cu Crăciunul cum e în Germania, dar ne place partea aia mai mult, că seamănă cu România.
Trebuie să faci ceva cu videourile, zice Gixer. Îi dai spam la YouTube prea mult. Că am primit live-ul la recomandate la ore după ce l-ai închis. Mamă! Alexandru vine cu donație de maraveți. Vedem, vi-ți luați. Când s-o întâmpla, când s-o întâmpla, eu sunt aici, eu sunt pregătit. Deci dacă... stai mă, vreau să fac și niște cafeluță. Dacă se întâmplă, eu sunt aici, bag mâna. Bag mâna și-l scot, man. N-am nicio problemă cu asta, let's do it. Coffee, yes. Am putut să o fac. N-am sugar. Băi, sugarul ăla pe cuvântul meu este ceva rău de tot. Bă, rău, 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 rău. Am văzut ceva probleme cu nașterile la vaci în care chiar trebuia să bagi mâna în pizdă și să tragi, evident, afară vițelul. Da, nu am așa, n-aș avea, de exemplu, în realitate așa probleme cu chestia asta, numai că ar fi, mi-ar fi super fucking teamă să nu provoc dureri, deși na, totuși la... La naștere mă gândesc că durerile sunt oricum peste măsură. Hai să luăm așa. Și aici vine firita. Let's do it. Așa mă, tata mă. Că trebuia să fac chestia asta de ceva vreme și am zis gata. Ne ordonăm. Iarna asta îmi revin și eu cu muncile pentru că se văd obiectele mult mai bine, bineînțeles. Și pe lângă asta vreau să mă duc să și vânez pentru că avem zăpadă pe jos. Este mult mai ușor de văzut acum. Este? Ideea bună sau? În partea asta. Bă, mie nu mi se pare că au mai crescut ceva copaci. Mi se par tot așa cam... Știi ce zic? Cam pe drum acolo. Avem 5500. Ia să vedem ce fac animăluțele noastre pe partea asta. Vreau să le verific un picuț pe partea de mâncare. Să fie totul în regulă. Să nu-mi fi scăpat... Ceva, puicuțe pe jos, tăurașul, a dat la buci. Fata este, se pare, în 7 luni. În cât suntem? Decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie. Abia la mijlocul verii vom vedea ceva progres. Ok, mai durește. Porcul meu se pare că o duce bine, puicuțele o duc bine, frumos. Îi știm foarte, foarte bine cu de toate. Cu excepția ăstea. Avem foarte, foarte mult fodăr. Vezi, eu cred că am să-l țin pe ăsta. Nu știu dacă e neapărat o idee bună. Adică sper să nu mi se ducă pe apa sâmbetei. Dar aici aș fi vrut să construiesc un nou... Mă uit pentru că vreau să construiesc un nou cotez de găini. Asta mă interesează. Și mă uitam și era foarte mișto dacă l-am fi construit noi în locul ăla aici. Știi, uite aici. Doar că pentru asta va trebui să dau jos 2 căpițe. Din păcate. Deci nu astea. Hai mă. Stai mă că puteam să-l pun și așa. Așa. It is better. Perfectos. Și pe astea cred că o să le pun aici în colți. Mie nu mi-au trebuit așa 2 căpițe data trecută. Nu știu dacă să mențin ideea de a avea 2 căpițe sau nu. Hai să vedem. Le dau după aia jos în funcție de cât de mult fân pun, mă gândesc. Și după aia eu am trecere prin mijloc și acolo aș pune un coteț, știi? Și cred că ar intra bine aici. Dacă nu intră, e posibil să trebuiască să mai dăm încă unul de la jos, doar că trebuie să mai mut din fodărul ăsta. Vezi? Asta mi-e mie. Ia să iau leacă. Dacă am pune noi fodărul înăuntru și l-aș pune în partea aia. Da, cel mai bine. Astăzi organizez prin curte, astăzi facem curtea frumoasă, o facem babană, cumpărăm animale, ce credeți că fodărul ăsta, mâncarea asta de puicuțe, o lăsăm așa să se irosească, o să deschidem și cealaltă poartă a hambarului, nu nici de cum, basically vom mări producția. Eu aș vrea cam 2 cotețe de găini, în plus față de bineînțeles cel existent. Acum vedem dacă ne permitem așa ceva. Azi se va muta și gardul de sigur, da. Salut, barbă, cum ai demolat la gardul de beton din ferma de animale? Pentru că pe mine nu mă lasă. Man, de beton nu este. Apeși pe tasta B, apeși pe X-ul de sus și atâta. Altceva nu trebuie să mai faci. După aia trebuie să ai o grămadă de spațiu în inventar pentru că toate lemnele alea, toate scândurile, ți le va da ție în
la tine în buzunare, știi? Și va trebui să fii apt să le cari. Ai singura belea pe care am întâmpinat-o. Nu știu cum să-l îndrept pe ăsta. Sergiu, nea Sergiu, vine cu 5 bani afeți. Hai la Saniuș. Bă, nu. Sergiu, le mulțumesc frumos de donație, man. Aș vrea să văd zăpada doar de la distanță și în joc. Dacă te-ai referit în joc, e frumos, da? Subscriu. În realitate, poate și să o văd din mașină. N-ar strica. Chiar astăzi mă fericeam cu Mihaela că au început temperaturile să crească o leacă și astăzi au fost 20 de grade Celsius. Și noi în momentul de față suntem în sezonul ăla, că vrei așa. Atunci când nu avem, spre exemplu, nunți, pentru că este sezonul rece totuși, mergem și facem scouting. Scouting înseamnă că mergem să căutăm locații de trash de dress, locații inedite de sesiuni foto pentru cupluri și așa mai departe. Și am mers numai cu aerul condiționat astăzi toată ziua. Deci n-am putut altfel, cât de cald a fost, mai ales că se făcea și efectul de seară în mașină. Cred că dacă aș vedea zăpadă, n-am mai văzut zăpadă de... Basically, nu am mai văzut zăpadă. Ba da, am mai văzut o dată, minte. O dată de când ne-am mutat de 9 ani de zile în Spania, o singură dată când am fost în Andorra. Atât. În rest, n-am văzut niciodată zăpadă, cel puțin pe lângă noi pe aici. Mă mulțumesc foarte mult cu cea din joc. Este foarte fain, este o zăpadă caldă. Bun, perfect aici. Am făcut spațiu, haidem acum să ne ocupăm de cealaltă parte, și anume, trebuie să mut aceste puicuțe. Se pare că una o avem chiar și blocată. O să iau acolo. Păi da, dar nu o să am loc. Am 53 din 70. E clar că nu voi avea loc. Mai am aici niște fodor la mine pe care trebuie să-l las. Trebuie să fiu foarte, foarte rapid cu această poartă, pentru că altfel risc să-mi iasă astea. Ia uite-le, tu vă gura voastră, lighioane. Așa, mă, ia să vedem aici. 25-70, băi, sper să fie bine. Ăsta, niște fiul aici la băiatul. Ia să vedem, puteți să-l băgăm pe tot aici? Să nu mai am la mine, zic să mai eliberez un pic. 21-70. Hai, să vedem dacă este în regulă. Jap, ce ai făcut, mă, găină? Mamă, 96-70, pot să merg? Cât de cât, hai că merge. Ciocan, bineînțeles. Un ciocanelus. Dacă coace ciocanul. Asta mai are viață în el? 100%. Superb. Dau o soluție de făcut bani. Misiunile. Misiuni și vânat. În joc, practic, două lucruri. Dacă ești la super început. Vânat, 1. 2. Cules fructe. Ai fi surprins de câți bani faci de la culesul fructelor. Pentru că îl faci și relativ repede. Și nu costă nimica. La vânat trebuie să ai totuși gloanțe. Deci fructe și iar fructe. Aici avem shed one box sau two boxes și aș face două. Dar două nu încap aici. Poate dacă le pun așa. Așa merge. Doar că intru un pic peste ușă, n-aș vrea să intru peste ușă. Mă, fraților, dacă facem noi așa și băgăm multe puicuțe. Hai mă să o facem așa, mă. Ce Dumnezeului. Hai mă și vedem cum ne iese treaba. S-a îngrijit ceva cu ciocanul ăla? Bună seara. Salutare, Olia. Nu mai bine aștepți noaptea să poți muta găinile? Nu. Ele vor veni oriunde. Da, bă, că alergând după ele, bă, cel mai bine ce ai. Noaptea nu pot să văd, man. Deci am făcut data trecută, am lucrat la gardul ăsta noaptea, a fost oribil. A fost fix pe live-ul de ieri. Deci nu vedeam nimic. Din păcate, în jocul ăsta nu poți să ții cu mâna. Opa, deci nu ne-a dat tot, fii atent. Ne-a cam tras un pic în țeapă cu niște lucrușoare. Nu poți să ții într-o mână lanterna și în cealaltă ciocanul. Din păcate, te trimite la somn. Corect, nu, mie mi-a dat tot ce trebuie, dar nu am eu de două, aveam doar de una. Da, că eu m-am răzgândit. Am vrut mult deodată. Așa, și după aia eu de pe jos, pe aici le găsesc eu. Nu este cu stres, tu ce ai. Avem aici ceva resurse, avem 16 de dinastia, nu știu exact cam câte mintră mie acolo pe construcție.
Și acum pleancuri câte să luăm? Hai să luăm 18, că doar atâta putem căra. Let's go! Dacă Nico e fată sau băiat, e băiat. Nu știu de ce Nico ar fi fată. Am mai auzit chestia asta. Am avut, deci la viața mea am auzit două greșeli foarte mari făcute de oameni, și anume Mikey. Uneori lumea confundă numele Mikey, care înseamnă Mihăiță în engleză. Mikey Mihai, Michael Mihail. Și confundă Mikey cu nume de fată, pentru că n-au cultură și nu conștientizează că numele de fată uneori sunt de Mickey, nu de Mikey. Și după aia de Nico, care știu că poate să fie scurtătura la Nicoleta, dar în general Nico e masculin, nu prea se termină în A. Știi ce zic? O dă-i cezarului cezaurului. Trebuie să punem și astea. Da, bă, că am uitat, trebuie să punem două de astea, fii atent. Și două blegulene. Pentru blegulene mai luăm ceva? Ia să mai luăm câteva de astea de gunoaie și vedem dacă sunt suficiente. Niște becuri, mă, mai trebuie să mai cumpărăm becuri. E cineva care vinde mai mult de 3 becuri decât ăla de la market? Că ăla m-a cam mâncat de zile. De fiecare dată vinde doar 3 și de fiecare dată trebuie să iau așa cu țărăita, știi? So, avem electricity. Atât. N-am ce să fac decât să bag unul, știi? Iar pentru ăsta, n-am bec. Asta este. O lăsăm așa. Bun, acum, hai să vedem. Chicken coop o dată și chicken coop de două ori. Nice. Și mai avem, bineînțeles, depus și mâncare. Acum îmi place că am această... Ce este? Trocul ăsta așa mare. Pentru că vor mânca ambele. Și de acolo și de acolo. Nu vrei tu să intri încoace? Hai, te invit aici înăuntru. Treci. Este că vine așa. Hai. Ce drăcoasă, o, pe cuvânt. Super drăcoasă. Asta trebuie să o luăm cu o furcă de aici. Salutare, temeaule. Ce zici, temeaule? Mierea se recoltează în iunie, iulie, august. De 3 ori pe an. Nu, la mine se recoltează decât o singură dată pe an. Nu de 3 ori. Acum, dacă într-o zi are ceva specific, gen o oră specifică, o fi, o vreo chestie, nu știu, dar... La mine, până acum, nu a mers deloc. Deci trebuie neapărat să fiu pe fază atunci când pot recolta. După aia, nu se mai poate. Nu știu dacă am pus eu, nu știu, e buguit cumva tupul meu, habar n-am. Deci nu știu dacă e pus greșit sau ceva, dar nu funcționează. Hai să le punem ce stora mâncare să știu că avem aici. Bă, normal, păsările ar fi trebuit să sară gardul. Așa, maxim. Gata, fraților. Avem aici, putem să mai cumpărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de-astea găini. Ok? Super tare. Și cred că putem să lăsăm așa. Na, hai să luăm și pe asta, că mi se pare un pic după aia prea înghesuit, știi? Și dăm doar una jos. Aici. O căpiță. Gata, mă, ajunge. Avem... 3-4 căpițe, pe asta o să o pun în depozit. Aici de-abia aștept să aprind lumina pentru că nu văd nimic. Ziceam mai devreme că rahatul poți lua cu grebla. Ia uite. Jap. Și îl ducem, am închis. Îl ducem direct aici la compost. Nu-l ducem la compost, fii atent. Deci nu era de compost ăsta. Era de fapt aici. Aha! La gunoiul de grajdi. Atât. Este o soluție foarte bună de a face ceva fertilizator, să știi. Da, da. Și văd că se umple acolo ca lumea. E, porcul nu avea? Ba da, are și porcul. Un pic de întreținere pe aici și ne-am făcut și o curățenie frumos. Bă, trebuie să las ușile astea deschise. Nu știu de ce, uite, am o rocăriță aici. Nu știu de ce se bucuiesc în ultimul timp animăluțele. Că nu e ca să zici că le-am băgat într-un spațiu mic. Uite, vaca aia nu prea îmi place cum e. Vaca o duce bine? Not hungry yet. Bun, perfect, perfect. Iar ăsta... Mamă, nici nu știu unde să le mai pun pe astea. Uite că avem atât de multă mâncare. Uite-te și tu. Eu când ai zis că mă pregătesc pentru iarna, apoi eu am vorbit serios, bă. Eu m-am pregătit pentru toate iernile, nu doar pentru una.
Bun, hai să mai mâncăm și un ou. Nu prea mai am ou, ar trebui să mai fierb o leacă. Am pus oare deoparte aici? Yep. Ah, uite-mă, becu, mă! Ce pe bine-s. Băgăm 13, hai să fierbe niște ouă. Și pe aia merge și pune și al doilea bec. Așa, mă, tata, mă! So, avem boiled egg, perfect. Nice! În cât timp? 4 minute. Hai să citim niște comentarii. Te pun mai multe flori pe lângă? Încerc, nu prea am. De unde să iau? Salutare, băie, salutare, salutare. Bogdan, Mr. M, salutare. Ce lucrezi, temeaule? Iar pe joculene, iar pe joculene. Mai mă, nu s-au făcut astea? Ba da, acum fii atent. Jap. Jap. Și jap. Am mâncat eu tot peștele ăla. Eu aveam niște pește. Deci avem aici un meat of fish, dar nu este făcut. Oameni, știam eu că am. L-ai fi pus aici? Da! Dar încoace. L-am pus, de fapt nu mănânc acum că n-am nevoie, dar l-avem acolo și avem... Ah, se pare că nu mi-a luat de la mine din inventar, ok. Le punem pe astea la loc atunci. Și am luat 50 de ou pentru fiecare grajd, basically. Deci ar fi o, cam 150, mă rog, dacă ies să mi le dea așa maxim, 150 de ou la fiecare record în ghilimele de ou. Pentru 100, luăm cam 9, pentru 100 de ou luăm cam 900 de dolari, euro, ce vrei. Asta înseamnă, bă, nu mai trebuie de asta, fii atent că am pus. Asta înseamnă că dacă luăm, ducem 300, no, luăm cam 2600, undeva pe aici o să însumeze totalul. Băi, foarte bine, foarte, foarte bine, deci de-abia aștept. Așa, mă. Nu cred că îmi trebuia aici gunoiul vieții. Ah, ți-am minte că îmi trebuie gunoi doar pentru un întrerupător, mă, dar nu și pentru asta. Bă, apropo de gunoaie, trebuie să mergem să mai luăm. Știu de unde, am aici în apropiere, fix lângă Tadeus. Așa că vom merge acum de îndată acolo, trebuie să iau remorca pentru treaba asta. Sper că vreau să iau cantitate ca lumea, știi? So, hai să le luăm pe toate, de lemn brânză. Am tot construit și cum vreau să construiesc și mai mult, să pun lumini și toate cele, o să-mi trebuiască mai mult. Nice! Și acum, hai să-l aprindem. Pac! Când aprindem după aia panoul de control, o să avem și aici lumină. Aici, de asemenea, mai trebuie să mai punem ceva? Nu, aici am bec. Bo. Asta e făcut, mă. Deci e foarte bine. Dar e și on? Nu era on, vezi? Aia era beleu. Ia să vedem dacă și alte sunt on. Și pe aia mă duc și aprind lumina, mă, să avem aici o grămadă. Yeah. Gata, perfect. Hai să le și testăm. Văd că a început viscolul. Da, nu este cu stres. E temperatura scăzută, dar eu duc foarte bine. Am aici mâncare, proteină, din toate pentru toată lumea. Cipriane, salutare, Cipriane. Pune-ți cara și pune mâncare de găini sus în hambar. Oh, nu mă bag, Sergiule, până acolo, ce-ai? Momentan am pe jos loc. Și dacă am pe jos loc, am să folosesc locul de pe jos. E multă trâmbăleală până sus. Și poate vom folosi partea de sus la ceva baloți de fân, pentru că cu siguranță o să avem mai multe animale. Vreau să pun și baloți de iarbă pentru că vreau să-mi iau oi. Mi-a spus cineva că se va câștiga bine și din chestia asta. Deci este ora 5. Hai să aprindem lumina. Mă gândeam dacă se merită să mergem acum să luăm gunoaiele, dar se merită că o să-mi trebuiască după aia. Gata! Uhuu! Avem lumina. Hai să vedem cum arată și din afară, înspre cur. Și aici? Au ce frumos! Ce frumos, bă, băiatule, bă! Și-a drăguț, și-a frumos. Acum, mai avem ceva de făcut totuși, da? Vaca, taurul și porcul îi pot trage, da? O să deschidem porțile.
pentru că vreau ca aceste găini pe care le avem împrăștiate pe aici să se ducă la noile spații de dormeală. Și după aia, dacă cele trei animale mari îmi ies din curte, eu pot să le trag pe alea, dar eu găini de-astea am vreo 9 pe aici înșirate, știi? Așa că e mult mai bine să vedem de treaba asta. Bun, se pare că au luat-o și pe acolo prin afară, deci un gard cam trebuie să jonglăm. Bogdan vine cu 5 marafeți, abia aștept să înceapă harta pentru roleplay în farming. Bine, bine! În weekendul ăsta avem totul finalizat. Astăzi, spre exemplu, am rezolvat o problemă foarte importantă pe care o aveam în Farming Simulator. Și anume, știți cu toții că este limita de 8 ferme în Farming Simulator. Nu și pentru mine. Am mărit acum. Nu prea mai avem limită la ferme. Putem să punem câți jucători sunt. So, that is very nice. Asta era o problemă tehnică pe care trebuia să o rezolv. Mai am câteva ca să meargă toate cele. Aia a fost. Dar asta cu limita, că chiar dacă suportă 16 playeri un server, degeaba din moment ce pot să fac doar 8 ferme, pentru că ideea e ca fiecare să fie cu ferma dumnealui. Dar acum pot să bag 16 plen și fiecare să aibă ferma lui, which is very, very nice. Vezi că la asta ne tractorul nou în garaj și poate pot să-l iei. Poate nu prea îmi trebuie. Este o cheie asta pe care l-am, dude. Haide. Asta se prezintă foarte bine, să știi. Nu este rău deloc. N-am fructe la mine. Știu că am două animale moarte acolo. Ia hai să mergem să le luăm. Și după aia la vară sau eventual trebuie să mă duc să iau ceva. Că aici am și gunoaile. Cred că mă duc mai degrabă să iau ce... A fugit, mă. Apropo, suntem în 12. Ai și nou DLC de la... Ai și nou DLC de la The Hunter Call of the Wild cu cele trei arme. Mâine îl prezentăm. Hai să tragem tractorul un pic mai aproape. O să o bag într-a întâia, că văd că aici e pe deal și am probleme. Am un animal prins în capcană, două omorâte pe lângă. Let's go! Salut, Sofineții! Ce zici, man? Salutare, salutare! Urcă, mă, urcă. Cam greuț, cam se neacă. Hai, cuante. Aha. Serios? Aici? Aici ne-am un pod molit? E bun. E bun și așa. Ce avem? Ia să vedem. O căprioară mică. Hați. Aici? Tot căprioară, mă. Cred că ar trebui să ducem noi capcana asta într-o zonă unde avem și ursul. Pe undeva pe acolo. Mamă, dacă aș prinde urs, aș fi șef. Știi? Să o ducem... Ia, pot să iau? Pic. Dă-mi coace. Aș vrea să o duc la biserica aia părăsită. Cred că ar fi super, super tare. 31 din 60. Hai că bine. Unde am omorât-o pe aia? Nu, stai. Mai am una, mă. Mă, se pare că nu mai am una. Deci era una prinsă și n-am aruncat eu una. Băi. Bă, ce repede s-a întunecat. Deci n-am decât două. Nu știu ce mi s-a promis că aveam două aici. Știu că prinsesem una odată, dar se pare că m-am cam întors acasă cu ea. În fine, hai să luăm niște junk-uri, gunoaie. Astea o să ne trebuiască la construcții. Avem deja 61 din 48. Oh my god, trebuie să mă duc cu astea neapărat, pentru că după aia nu mai pot să mai merg. Let's go! Foarte bine, Florine, foarte bine. Am terminat munca. Acum sunt pe partea de disfruta. Adică de relaxare. Spor la treabă, man. Da, și le facem așa. Deja. Atât. Nice. Luna viitoare poate iese Canon R5 2. Păi, ai văzut tu ceva?
Vrei să zic ce iese? Anul ăsta de asemenea. Deci eu am beatul meu principal e ăsta. Gixxer. Nu durează mult. Asta e special pentru Gixxer. Deci sufletul meu e ăsta, da? Este un G-Winnable S. Este cel mai puternic mic gimbal din câte există. Și ăsta este practic unealta mea principală când fac orice. Mai am unul mai mare, dar pe ăla îl scot în anumite situații. Ăsta este cel cu care eu jonglez de fiecare dată. Ai văzut că l-am mai prezentat mai multe ori. Și în momentul de față ca idee, am văzut că se ha și 150 de euro, el costă 259. Deci are un... m-a lăsat lumina. Are un preț foarte, foarte bun ăsta. Visul meu, pentru că eu sunt un Sony shooter cu gimbal, deci tot timpul eu folosesc un gimbal, nu contează ce și cum, eu trebuie să-mi iau tot timpul un gimbal ca să am stabilizare, Sony neavând stabilizare. N-am filmat niciodată nimic în viața mea fără stabilizare, fără gimbal, niciodată de când mă știu eu. De când am început toată treaba asta. Și de ce zic asta? Bineînțeles, cel mai bun gimbal de pe piață este Ronin RS3U Pro. Ăla este cel mai bun. Îți trebuie Pro pentru că suportă lentile și camere mai grele. Toate bune și frumoase. Tocmai ce s-a înregistrat, acum câteva zile chiar, la FCC parcă sau chestia asta, nu știu, unde înregistrează ei noi gen electronice ce vor să le lanseze anul ăsta, gen în decursul anului, a fost înregistrat următorul RS4. Nu știu niciun fel de detalii despre acest gimbal, dar, bineînțeles, fiecare acum își dă cu părerea. Și gimbalul cel mai baban de pe piață la ora actuală, da? Bine, care și costă 1000 de euro cu varianta Pro, 1000 de euro, atâta costă. E ceva, dar e și vis, adică cu ăla poți să și țopăi, poți să... Adică nu trebuie să te chinui cu ăla de nicio culoare, faci niște rezultate extraordinare. Stabilizează, te ține bateria, e modular, e compact, e ce vrei tu, e genial. Și toată lumea se întreba, zici, bă, da, ok, dar o să vină 4 acum pentru că ei lansează din 2 în 2 ani și deja au trecut 2 ani, știi? Păi și cu ce să vină nou ăsta acum, știi? Vine mai excită RS3-ul. Dar cu ce să vină 4? Și lumea preconizează că sunt posibilități, fii atent, că sunt posibilități să fie primul gimbal pe 4 axe, nu pe 3. Să ia verticala pe care o are Ronin 4D, camera aia cu gât de găină, și să o introducă într-un gimbal. Deci dacă ar face chestia asta, ar revoluționa din nou... Ar revoluționa din nou lumea gimbalelor, fix cum au făcut când au scos primul gimbal care își dă autoloc. Adică RS3-ul care se auto-închide de fiecare dată. Care din nou este un feature foarte, foarte mișto. Uitați, fraților, că s-au urcat toate, vedeți? Deci toate au venit aici. Logică, cumulate, na, umpli decât un singur graj. Deci noi trebuie să mai cumpărăm câteva. Deci mi se pare super tare. Ideea mea de a deschide aici hambarul a funcționat maxim. Tare sau ce? A, bă, creier, bă, creier. So, ia. Yeah. Deci sunt fier, Gixxer, pe treaba asta. Ziceam că după anul ăsta, poate cu evenimentele de anul ăsta, strâng și eu ceva, dracu, 1000 de euro, și iau RS3-ul. La anul. Dar dacă apare RS4 și are stabilizare, pentru că e și 4, eu m-am gândit și la asta, zic, bă, fiind în nume RS4, poate ar profita de asta și ar face stabilizare pe 4 axe. Știi, adică e o chestie pe care dacă ar putea să o facă, nu ar trebui să o omită. Sau e toată lumea fiertă pe treaba asta. Dacă nu ar introduce chestia asta, lumea se mai gândește că poate introduce auto-leveling, adică să se echilibreze singur. Ca idee, eu când schimb o lentilă pe gimbal, îmi iau undeva la un 40 de secunde, un minut să echilibrez din nou, dar dacă n-aș avea acest un minut, ar fi mult mai bine, pentru că
De multe ori sunt niște situații în care, like, un minut e prea mult. Sau, ar fi fain și asta, plus că vine cu un algoritm nou de echilibrare, mă rog, de stabilizare și așa mai departe, dar ar fi ceva nemai întâlnit în momentul de față pe piață, pe toată treaba asta de videografie în staff, și anume axe în număr de 4. Ar fi ceva wow. Bă, mâncare se pare că stă bine de tot. Ouăle astea o ducem pe major. Nice! Bun, hai să mai luăm un pic cu zina astea. Sau luăm mâine. Hai să cărăm mâine. Cât este ceasul? 9:13. Perfect! Hai să luăm mâine. Cel mai bine. Când de asemenea o să ne ocupăm și de muncile prin curte. Șoimule, salutare, salutare! Ce scaun am? Am un scaun de 35 de euro de la ceva magazin de birou. Are plasă și atâta. E vai morții lui. Dar e confortabil. Sau asta contenește. Niște apă trebuie să mai băgăm aici, carne o să o vând mâine, când o să iau de asemenea și ouăle. Bun, perfectus. Let's go! Mamă, ce mișto, că nu trebuie să mai bag vaca în țarc. Nu vreau să o mulg, să stea acolo, it's fine. Mă încântă maxim. Maxim! Păi da, furia, păi... Ade! Acum de Paști, pă... zone noi, ca lumea, ceva așa frumos, nu plănuiești. Tot Aragona, tot Aragona, două dragul de Tarragona, te-ai plictisit de Tarragona. Barbă, te urmăresc de la 6 ani. Când vii în România, poți trece prin Craiova să-mi dai un autograf? Dude, mi-ar face mare plăcere să-ți dau un autograf, să ne întâlnim, dar nu să trec prin Craiova, din păcate. În două luni îmi... Ok, mi se strică lucrușoarele în două luni. Let's go! Auzi, da, eu, este un pic. Stai. Eu am ceva special de iarnă. O ciorbă! Atât! Let's go! Carnea, să știți că nu e foarte bine vândută. Eu, da, bine, că o vinde, că n-ai ce să facem cu ea. Da, așa, ca idee, carnea nu e foarte bine vândută. Am mai luat și un ou, las să fie acolo, să beau și niște apă și după aia o să folosesc. Bă, ceai! Mamă, dar trebuie whisky pentru ceai. Fuck! A, nu ce vine musai, musai, trebuie să ne ocupăm să punem sfeclă. Cua e sfeclă? Deci nu vă imaginați câtă sfeclă trebuie eu să pun. Multă, bă, multă, multă. Uite ce fain. Bă, hai, las-o, dracu. Uitați și voi cât de frumos. Ha, sunt uimit de chestia asta. Ce-mi place maxim acum, că nu mai mă duc. Ia uite. Nu mă mai duc aici, nu mă mai duc acolo. Avem decât un singur loc de unde noi putem să luăm ouă. Un singur loc, aici. Ce zici? Au, ce frumos! Neața, ligioanelor! Hai să vedem ce ați făcut aici. Iar se buguim una pe jos. Doi gura ei! Salutare, Ceaurela! Am văzut, Ceaurela, am văzut! Unde mă duc? Adică... Nu mă duc nicăieri, stau pe aici. Barbă, scaunul costă mai mult. Ajustări auxiliare, este personalizat. Exact, Alex. Uite că și amintește live-ul. Cât e, mă? Un 2 ore și jumătate pe acul de șoricei. Băi, dar într-adevăr nu e vorba că costă materialul de șoricel. Ce efortul de ajustare custom. Este? Live facem aproape în fiecare zi, din. Barbă, când faci și tu un upgrade la armata? Mane, țara Ardeși baba să pierdă-nă. Tu ai văzut că am dat head dintr-unul, upgrade, mie nu-mi trebuie la armă, nu știu de ce îi face upgrade la armă, adică eu dau cap cu asta din prima. Like, it's very easy. Cât am făcut, mă? 44 și mai avem din partea asta. Frumos, elegant, fii atent că facem număr. Facem număr bun aici de ouă și mergem și la vânzare cu ele. Carnea sunt așa, o să o duc, dar eram așa, gen, bă, să se merite să o ducem, să nu se merite... Oh, dar nu pot să ies pe aici, că sunt astea foarte croite. Aici? Nu mai am fân. Well... Well, stai așa. Vaca nu mănâncă fodăr, nu? Bă, just in case, o să pun niște fodăr și de la vaca acolo. Trebuie să cumpăr fân. Well, asta nu mă încântă prea mult, trebuie să recunosc. Păi din moment ce am, adică loc ar trebui cumva să meargă, știi?
dar cu siguranță nu vrea, că nu se mișcă, că scrie hungry și dacă a văzut că am pus acolo, cu siguranță se mișca. Și nu, aici nu avem, aici avem stricăciuni. Cut oat, cut grass. Mamă, mamă, mamă. Nu știam că o ducem chiar atât de rău cu mâncarea la băcuță, să știi. Ce mai supărat? Hai să luăm ceva de, de plăcere așa un pic. Eu, săracul, n-am mâncat ciocolată până acum deloc. Ia să mâncăm noi o ciocolată. Măi, asta vrea băutură. Cafeluță nu cred că îl rezolvăm. Antibiotic, ia. Poate, poate, mă gândesc că o merge. Și un pic de căcuță înainte să plec. Avem 56 aici. 124. Aici? Stro. Mă, nu știu dacă o vrea să vrea stro. Ia, hai să mergem să vedem. 58, 59,2. Tot trebuie să las acasă câteva lucrușoare. Stai așa. Că trebuie să mă teleportez. Dar poate scap de stro ăsta. 3,5 kg. Ia. Eu o să-l pun acolo la mâncare. Nu știu dacă o mânca asta paie, da? Na. Vine încoace? Nu vine. Opa, opa, parcă dă să, parcă dă să miște. Ia. Ia vine încoace. Uite, hai să zicem că am avea mâncare aici. Ok. Paie mănâncă. Aha. Păi asta e bine, pentru că eu am aici un balot de paie. Uite-l aici. Și le-am rezolvat pentru astăzi. Clar va trebui să mai cumpărăm, dar nu multe. Așa da. Very nice. Cât avem aici? 124. Stro se pare că nu mai încape, o să le bag aici în cufăr momentan. O să-l dau mâine, că după aia o să mi se strice. Avem 55, 58. Ouă, două lâni și atât. A, și ca... A, păi dacă trebuie să iau și carea, trebuie neapărat să mă duc cu o motocicletă. Fără... Nu am cum. Da, hai să mergem cu totul. Am bani, deci bani, nu trebuie să-mi cumpăr găini din cauza asta. Tu aduci în vedere ceva foarte, foarte bun. Și am și niște fodor de vândut. Hai să facem o chestie. Dau jos de aici. Bine că mi-ai amintit, dude. Ca să mergem să luăm niște găini. Doar că găinile nu le pot pune în motocicletă și din cauza asta o să facem aici spațiu. Astea trebuie spuse la noi în cufere. Eu mai am aici, am 15,5 litri. O să iau la mine niște motorină și după aia mă consider apt să merg la drum. Și după aia trebuie să ne teleportăm și la market, pentru că de la market luăm cele mai ieftine găini. Știi cineva? Dar să fie mare diferența? Ia. Yeah. Avem așa, animals. Și avem... Hoc. Chicken, 30. Prețul este în scădere. Da, da, asta este ce, ce vindem. Nu, eu așa cred. Honey, 52. Da. Cred că este prețul. Bro, zici că era cineva aici. Oh my god, în geam. Mergem cu fodorul ăsta să-l vindem. Avem ouăle care trebuie din nou luate. Carnea și gata. Mergem, mergem cu toate astea. 67,58. Lăsăm ouăle separate. Mănâncă și feeder? Pua, mă, super tare. Numai că nu s-a văzut la feeder, nu... La fodder, de fapt, nu feeder. La fodder nu vin. Sau dispare cumva și nu se vede. La fânci și la paie, din câte am văzut, vine personal și mâncă. Păi stai așa, stai un pic, păi hai să vindem și ăștia. Aba nu, stai, că ăștia nu o să se strice. Aha. În două luni, în martie, mi se strică toate mâncărurile perisabile. Dar avându-le aici, având cartofi aici, nu o să mi se strice. Ok, 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 ok. Very nice. Vamonos.
Mergem la vânzare. Te au și oale? Pentru? Pentru ce anume? Barba, ar fi bine să ții nevastă. Scap de trebușoarele de dimineață cu ligioanele. Mane, eu te cred, așa este. Dar mă costă foarte mult să-mi iau nevastă. Și nu-mi permit. Eu-s la nivelul în care am buget doar de curve. Un 50 de euro, așa pot să-l dau ușor. Ia niște cărniță, 154. Ia niște blăniță, 142. Și aici avem... Aici nu putem să vin. Oooo! Da bun tu! Da bun tu! Hai să mergem să vindem și cartofiști, dacă avem o grămadă. Și pe aia iar trec la băiatul ca să-mi iau găinile. Oricum o să mai moară și din găini. Practic anual mor găini. E normal că îmbătrânesc. Deci opțiunea asta de a vinde direct din remorca mi se pare cea mai tare. Cea mai tare, pur și simplu. 2700 pe tot ce e aici, fii atent, ia. Deci avem 5800, asta ar însemna un 7000. Ok. 8500, 1600. 8600. Superb. Gorgeous. Acum. Hai și mai. Ideea e că până aici, până la market, cheltui foarte, foarte mult carburant. Și nu știu dacă diferența de la ligioanele cumpărate e direct proporțională cu carburantul pe care l-am pierdut, să zic. Pentru că mai am decât 3,7 litri din 15, din cam 15 cât am avut înainte. Știi? Probabil se merită când cumperi multe, mă gândesc. Câte să cumpărăm? Hai să cumpărăm vreo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se pare că le-am luat pe toate. Și aici o să iau și niște... Păi fân mi-ar trebui. 30 pentru 60, perfect. Mă, eu zic e bine. Mi-ar mai trebui și o de asta. Cât costă? 168. Bigger chicken feeder, știi? Blonșul ăsta aici. Perfectos. Acum, hai să închidem oblonul ăsta. O să iau și niște bleguri. Dacă tot am ajuns prin zona. Ce zici, tata? Dă-le încoace. Și m-am obișnuit deja. De fiecare dată când trec pe aici, plătesc și curentul la primar. Because, uit, de obicei și rămân fără lumină. Bangkok sau Brazilia, Mihai? Ce preferi? Bangkok, Mariane, Bangkok. Alea din Brazilia sunt nespălate. Ca știu la ce te referi. How are you doing today? Ia mă să vedem ea. Ia uzi, bă, n-are voie. Bă, ăsta vrea doar să-mi ia banii. Of, și vai de mine. Gata, am plătit și acolo. Cred că am luat tot ce trebuia să luăm. 54 de gloanțe, tam, de astea avem de toate. Cred că un whisky ca să-mi fac un ceai. Parcă mi-aș face un ceai. Mara. Uite aici, am bătut vodka, nu vodka. Parcă pentru ce trebuia whisky, este? Pe ăla luăm, dar luăm de la soția lui Tadeus. E cu încurcătură, cu șmangleală. O să mă duc și până acolo, odată și odată. Mi le-ai automat? Nu. A? Nu știu dacă mi l-a luat automat, dar s-a pus cumva acolo. Scara aia e pentru misiunea de iarnă. E că le-a. Este... E pe standby. Sau pentru situațiile de urgență în care chiar am nevoie de bani, pentru că acum nu mai am nevoie de ei. Vai, de capul meu l-am aruncat la vecinul. Ia. Yeah. Nice. Și mai avem două aici. Mă, dacă le arunce și pe margine, nu prea... Știi ce zic? Și asta, și asta trebuie. Așa. Bun, fraților, let's go. Hai să mergem acășică. Așa, știu sigur că suntem pe bine. Apropo, îmi permit o nouă zonă. Chestia e că nu am nevoie în momentul de față de o nouă zonă. Sau, cred că o să le lăsăm așa acum. Ca să descarc animaluțele proaspăt achiziționate, o să facem și mecheria asta. Parchez lângă gard, dau oblonul jos.
Atât. Și facem asta. Cred că am amețit găinile, mă. Asta mi se pare cea mai tare chestie, că pot să mă urc în remorcă. Perfect. Punem pe jos noul troc. Îl pun tot aici, cum le-am obișnuit până acum. Perfect. Și acum avem așa, release, release, release la toate. Ia uite ea. Pleacă, fată! Atât. Nice. Acum. Am aici Blag. Ar trebui să mai punem încă unul în partea aia, dar nu mă grăbesc momentan. Hai că mai avem niște trebușoare de făcut astăzi. Nu suntem chiar așa. It's so cold. N-am ce să fac, tata, n-am ce să fac. Ți-am făcut acolo. Am o găină pe afară? Ai găină pe afară? What the fuck? Fă fia, dracu, vină încoace. Bă, o-mi puși pe asta, mă. Este un sub. Să o luăm invers. Bă, ce drăcoasă e! Pleacă! Fugi! Bă, nu-l lac! Dansează, bici! Uite ce drăcoasă! Poate fi, ești nebun? O, avem suta cu donație de la Ciprian! Ce frumos! Ce frumos! Mulțumesc, gracias, man! Firea aia dracului să fii tu! Bă, dacă era... Deci cum ar fi luat-o, mamă, mai era toți dracii? Nu pot, mă! Deci pe asta trebuie să aștept noaptea să... Ei, putu gura ta! Ce jegoasă, coai! Jesus! Cocoșul, da! Cocoșul mi-a murit. Bă, nu știu ce să zic cu treaba asta. Nu cred că îmi trebuie. Știi de ce? Am avut cocoș și nu... Adică n-am observat să fecundeze prea multe ouă la viața lui. Ăsta tot așa. Cred că a făcut o găină, două, ceva genul. Da, cu ai făcut-o și pe aia. Deci... N-aș zice. Puțină cafea consumăm și noi. Un ou. Și ia să vedem, ar trebui să mă descotorosesc de ceva. Nu, dar avem 48 de kilograme, ceea ce înseamnă că e posibil ca cu puțină caca să pot să fac loc de mai mult. Găina aia nu pot să-mi dau seama dacă mai are fă. Dar ai văzut ce ragdoll a avut? Deci zici că am învățat de la Bollywood să moară. Așa a apărut. Îmi plac, mă, detaliile astea, sunt faine rău de tot. Patru chicken. O, nu știu la ce-i folosesc eu, da, îi avem aici. Bun, avem ceva, hei, ia să vedem dacă intră aici, normal, trebuie să intre. Oh, nu intră, ok, nicio problemă. Avem aici cufărul foarte încăpător pentru fix ce nu intră acolo. Bun, lăsăm așa atunci, cel mai bine. Nu știu ce fac eu cu carnea asta, dar trebuie să, îți dai seama, mâine trebuie să o vând, că poi mâine mi se strică lucrurile. Să... A, uite, am putea să o păstrăm aici. Că mai aveam ceva spațiu. Da, aș putea să o las aici. Bun, niște apă, let's do it. Vezi dacă poți planta luna viitoare să nu ți se strice barabolele. Nu mi se strică pentru că, uite, le-am aici. În primul rând, am băgat cartofii cu alea așa. Sunt fix cu alea. Problema e că atâta timp cât am zăpadă, nu cred că pot planta nimic. Știi, că e solul înghețat. Având solul înghețat, da, nu cred că pot să fac ceva. Hai să mai cărăm din astea. Am făcut ceva spațiu? Nu, tot 48 avem. Bă, o să fac corne făcută. Le iau pe toate. Mai în cap. Și mergem o leacă mai încet. Aha. Bun, ce mai ziceți? Care mai e bio pe aici?
te rog, du-te la SAF, la STAM, deoarece am făcut misiunea și nu mai am nevoie la calculator. Păi și eu am făcut misiunea, man, în live-ul de ieri. Mă bucur că te uiți pe calculator și nu pe telefon. Vot că ne trebuie? Ok, deci nu whisky. Ok, ok, bine de știut. Gotcha, gotcha. Am înțeles. Semințele, scoate-le din beci, că nu se strică. Păi da, dar n-am nici foarte multe. Deci nu mai am ce să mai bag. Bine de știut, când avem lucruri de băgat, să mai scoatem din semințe. Dar momentan am văzut că am foarte mult spațiu acolo. Eu am fost destul de precaut în sensul că mi-am vândut toți cartofii, am vândut acum. Oricum nu intră foarte mult în beci. Ca idee mi-e trebuie vreo 1500 de cartofi undeva pe aici ca să pot să fac profitul ăla pe care îl visez eu. Și cu tractorul faci în draci. Dar de asta am sus 7500 de biștari. Cumpăr. Dau 1000, dau 2000 pe atât speclă cât și cartofi. Și plantez mult. O să fie foarte, foarte bine punctul ăsta de vedere. Bun, acum, ce nasol iarna e că nu pot să car foarte, foarte mult. Ai beleaua mea, știi? Asta nu mă place, dar hai să dăm jos din lucruri. O să dau gardul ăsta jos. Și știi cum facem? O să le pun pe astea jos, uite așa. Și le iau cu motocicleta. Uite așa. Awesome. Deci astea sunt scândurile rezultate. Și bineînțeles trebuie să le elimini și pe astea. Hopa, hopa. Asta este fânul. Ok, asta este fânul ce l-am avut eu în căpiță. Atât timp cât am ținut văcuța acolo închisă. Și uitați-vă și voi cât spațiu avem acum. Deci acolo eu pot să transform zona în ceva agricol de asemenea. Nu cred că voi avea eu atât de multe semințe de plantat. Decât dacă iar mă joc cu grâul, ceea ce sincer n-aș mai face. Profitul nu a fost extraordinar, m-aș băga doar pe rădăcinoase. Sunt mai rapid de plantat, recoltat și bă, ne dă și calmea pe ele, adică ne dă bine bine de tot. Aici gardul ăsta cred că l-aș face din nou, numai ca să avem noi o zonă mai închisă. Și ce vreau eu să îndepărtez niște dar de ce merg greu? Nu știu de ce merg greu. Posibil să fie asta. Posibil, ceva obosit? Mă gândesc. Ia să vedem, putem să îndepărtăm. Nu prea ar avea de ce să nu. Să nu, mă. Cică, I can't use it here. Cum nu? Cum o să zic că nu pot să-l folosesc și eu am putut să-l folosesc? Cum vine asta? Ce semnificație au cuvintele în jocul ăsta? Iar aici, de asemenea, îl facem pe ăsta în lemne de foc. Nice. Toată zona asta arabilă aș putea să distrug gardul și să o fac așa dreaptă, multă. Nici nu știu. Am putea face și chestia asta. Așa o să fac. Așa o să fac. Mie îmi sună pe bine sus. Let's go. O, epa vine cu 100 de roni, salutare barbă, să ai de semințe să plantezi la primăvară. Muchas gracias, man. Muchas gracias. Uite, s-au și pus acolo, frumos, frumos. Să trăiești, să trăiești, epa. Măi, o idee bună ce vreau aici? Cred că da. Hai să facem niște lemne de foc. Nu știi când o să le mai trebuiască. Cred că o să dau, man, cred că dau cam 4000 undeva pe aici. Vreau mult sugar cane. Sugar beet, pardon. Vreau să fac zahăr. Fără zahăr, deci îți trebuie vreo 3 de zahăr ca să faci. Nu, câte? 2 sau 3 de zahăr sau 4 chiar ca să faci un singur sac. Deci mult, mult de tot. Prea mult aș putea spune. Bun, suntem în regulă și cu astea. Acum, hai să ne punem pe treabă. Care este planul? O să dau în continuare jos aici. Bă, dar nu pot să car, mă. Mai este car foarte greu. Mai am niște gunoi, o să le returnez și pe astea. Cred că de la porți le iau, că fix aici între aceste două hambare am avut o poartă.
Și ăsta este ultimul. Așa, bun. 75 de scânduri și aici. Acum, trebuie să dăm jos și asta, da? Mamă, 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 mamă. Deci o fac pe opulență. Aici nu înțeleg ce a vrut să spună autorul. Vezi? Deci e asta așa. Deci n-a continuat dreaptă de acolo. Vezi ce dubios e gardul ăsta? Normal. Eu să-l continui și eu cumva de aici. Mi se pare dubios, dar dacă așa a fost făcut, ce s-i fac? Uite, deci tu. Și a vorbit, mă, ce-o fi zigzagul ăsta, nu înțeleg. Dar eu dacă continui așa, fii atent, e foarte posibil să nu ducă până la, să nu ducă drept. Vezi, asta mai e breaua, că nu știu ce înseamnă drept, nu pot să pun o sfoară sau ceva. Îl dați și tii? Posibil ca nici mie să nu-mi iasă drept. Oare asta pot să dau jos? Asta cred că mă încurcă pe mine. Oh, nice! Ce a vorbit? De fapt, știi ce? Dă-l încoace la mine pe astea. Perfect, awesome! Acum, hai să punem gardul. Și pentru gard o să las aici lopata, luăm ciocanul. Și ce-mi trebuie? Îmi trebuie de asemenea și niște gunoaie la mine, pentru că vreau să fac porți. Dar stai, fac un gard până încolo. Bă, poartă acum nu fac, știi ce? Fuck it. Luăm decât scânduri și cred că doar scânduri îmi trebuie, este? Fence. Da. 4 plank-uri. 4 plank-uri per proiect. Asta înseamnă că... mai luăm un picuț la noi câteva. Aia zic. Salutare, Cosmine, salutare. Cosmine, mă, tu cum ești? Vezi dacă poți... așa, astea le-am citit. Ia să vedem dacă mai sunt ceva de... Barba, ai o găină blocată în scară de la Coteneață. Coteneață? A, s-o man blocat acolo. Până nu-și dă duhul, nu o mut, să știi. Așa. Știi cum e de la un fost alcoolist, normal să ia să strâmb. Bun, 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 bun. A, regulă, îl iertăm atunci. A avut și el slăbiciunea sa. Problema mea e că nu face snap. Deci normal trebuie așa. Cred. Ideea e că cred că mi-ar spune joc. Mi-ar spune jocul la un moment dat, nu, gen, bă, nu mai poți să mai pui, că nu deții tu locul. Că eu mă gândesc să nu cumva să... a, mă duc cam în interior, mă. Mamă, nu-mi dau seama că n-am nici laser și n-am nici frânghie. Dar cred că trebuie să iau un pic mai încoace. Știi ce? Îmi trebuie un reper. O să iau motocicleta. Îmi trebuie să văd unde o pun. Și facem următoarea situație. Dar nu-mi dau seama, deci chiar nu pot să văd. Merg până la, până în colț, să vedem unde este colțul. Și țin motocicleta ca reper. Deci acum aș fi pe limită. Merge mai în spate chiar. Și cred că aici. Cam așa, cam pe la finele motocicletei, pe undeva pe aici aș vrea. Că nu vreau nici să mă apropie aici, că cu alea vine un pic de dâmb, știi? O să las motocicleta aici. Vezi, de la o ia prea încoace, ia uite. Și acum dacă mă uit pe harta, am intrat mult în interior, uite. Sau basically nu am valorificat tot spațiul. Vezi, asta nu-mi place.
Da, știam eu, ok, ceva în regulă, nu știu, părea ca și cum am luat-o prea mult în interior. Ies motocicleta acolo. Nu-mi place. Oare pot să-l pun așa? Deci eu pe asta am pus-o dreaptă, dar nu pot să o pun, uite, fii atent că e cu snap. Nu pot să o pun nici cum vreau eu, vezi? Ai beleaua. Și dacă o pun în continuare, tot cu snap, eu, uite. Bă, ce ai făcut, bă, oveiță? Mă rog, ține motocicleta în caz că deviezi prea mult în stânga. Îi fac și cu snap, îi fac o denivelătură de aia cum a făcut el mai pe sus pe acolo. Vezi, nu e, nu mă duc unde trebuie, ia uite, mă duc, păi ce fac, mă duc mult în interior, ia uite, mă duc la lemnul ăsta. Et, mamă, deci se și vede, fii atent, mă pun lipit, se și vede cum sunt orientat, vezi, sunt pe margine. Mamă, sunt fix ca la țară, mă, să fie acolo și jumătate de metru contează. Este al nostru, este de la primărie, am zis, avem acte pe el. Să nu luați nimic, știi, de la mine. A, și știi ce cred că mai urmează de asemenea? Să cumpărăm o nouă zonă. Și cred că o să cumpăr de aia de la 5.000 ca să luăm niște lemne, ca să putem să facem niște scânduri. Posibil să ne mai trebuiască. Tăi, mă, pe toate încoace. Alberto, salutare, salutare. Cum e cu stupii pe timp de iarnă? Ha? Sunt curios, nu... Nu-s băgate la pătul, să zic așa, albinuțele? Dau ceva pe timp de iarnă? Știu de că aveam un prieten care avea vreo 5 stupi în curte și știu că iarna trebuia să le dea gen, mă rog, le dădea tot timpul ceva medicament în căriță și mi se pare că și iarna le punea ceva, nu mai țin minte. Dar știu că intră într-un fel de hibernare, nu? Corect? Parcă. Făcuse tipul cele 3 luni de la Piccola și... Le făcuse pentru că vreau să fac un proiect european și să își ia mai multe, vreo 50 de stup sau ceva. Opțiune să încep din partea cu motocicleta? Nu, că după aia nu se îmbină. E fucked up. Se poate, nu, evident că... Dar după aia o să-mi vină urât pe acolo. Așa că am zis că, bă, las de la mine, nu iau tot terenul pe care îl vreau. Că I don't feel like doing anything. Nu știu dacă mi-am schimbat eu sexul. Și eu n-am știut. A, să o închidem aici? Cred că aș închide aici, ca să mă duc totuși până acolo. Că văd că aici se urcă un pic. Da, o închid aici. Mr. M, egalează treaba, bă, băiatule! Muchas gracias, senior! Așa trebuie să schimb, senior. Știi? Așa, sună mai mult a mister. Să trăiești! Aveți și noi virgula cum trebuie. Nu știu dacă ai fost pe live-ul de ieri, dar erau oamenii ieri. Am primit vreo 3 donații, cam așa una după cealaltă, cu ceva virgulă. Fiecare calcula, bineînțeles, cum era în urmă, dar pentru că le-au dat toate în același timp. Mă, nu știu cum s-a făcut un calcul, că tot 69 a ieșit, mă. Deci a fost minunea zilei treaba aia. Cam așa în sus, nu? Da, așa facem. Ai pus florile lângă stup, cum am zis. Da, imediat ți le arăt. Dar de ce ești, mă, certăreț așa? Ești ca mine? Ești oltean? Ia atent, hai să mergem să vezi.
Barba, eu omis că ai primit 10 membri de la EPA. Am omis asta, da? Nu știu. Serios? Da, am văzut acum. O, să trăiești. Ciprian Mare mai vine cu 4 mari, aveți așa frumos. Ciprian e pe rotunjit. Băi, vă mulțumesc, să trăiți. Da, acum le-am văzut. Mersi că mi-ai adus aminte, Did. M-ai făcut conștientul că mi-ai adus aminte, că nici nu le-am văzut pe astea de sus. Ia uite, bă, EPA aici, verzise chat-ul și eu. Eu pe Gărdureț. Și pe flori? Stai așa că trebuie să vedem florile. Salutare, Barba, spor la muncă și mult respect. Îmi place mult ceea ce faci. Super tare, Toica. Care este seria ta preferată? Lasă-mă să culeg și eu niște feedback. Facem un pic de census. Uite, mă, ale mele sunt... Ce harvest? Că nu-i nimica. Am pus, jur că sunt niște flori. Acum sunt acoperite de zăpadă. În partea asta aici sunt niște flori. Bine? De unde sunt cele mai ieftine flori pe care putem să le cumpărăm? De la Anne, nu? Mă gândesc. Că de la doamna de acolo am mai luat și au fost... nu pot să zic că au fost ieftine, au fost în regulă. Ai schimbat din dementul lui Mr. M pentru a fi mai apropiat de prenumele tău? Cum te cheamă? Ia, hai să ne cunoaștem mai bine. Îmi spune că te cheamă Mihai. Te cheamă Marius? Te cheamă Marius? Marcel nu cred. Da, sigur te cheamă Marius. Nu știu, ai un vibe de Marius. Așa-mi dă mie aici. Ce se mai vede cu serverul de FS? Păi cum am spus și ieri. Serverul de FS, mă rog, o să vorbesc cu oamenii, asta se va întâmpla în weekend. Săptămâna ce vine vor fi primele episoade din gameplay-ul ăsta multiplayer. Și în weekend, abia în weekend, o să stabilim, să vedem cine joacă, ce parce la au și așa mai departe. Deci, duminică cred că se va întâmpla chestia asta și de săptămâna viitoare începem contentul pe server. Așa stă treaba. Sunt câteva chestii de logistică ce trebuie rezolvate pe partea cu serverul. Că vreau să le fac și profesionist. E un proiect de-al meu, să zic așa. L-am luat ca pe un proiectuț, știi? Să-l facem super fucking profi și trebuie să acopăr toate problemuțele ce pot interveni. Inițial am zis că sâmbătă, dar o lăsăm noi pe duminică cu informațiile. O să avem și un regulament frumos acolo tot. Vorbim pe Discord. Discordul de asemenea are făcut și el. Și duminică, pentru că sâmbătă sunt la un eveniment, trebuie să-l fac. Așa că duminică voi fi mai... Ok, cu tipul. Zi-mi la care îți place, Adrian, cel mai preferat așa dintre celelalte. Cincisprezece sloturi, Ciprian, trebuie să fie relativ activ în cursul săptămânii. Adică nu putem să blocăm un slot, că nu putem să băgăm mai mult. Din cauza că pentru fiecare om se va atribui o zonă și dacă e cineva foarte inactiv și intră, spre exemplu, doar în weekend, nu se acceptă pentru că blocăm zona respectivă. La un gameplay normal, cum făceam până acum, nu avem nicio problemă, că na, intra fiecare când putea și lucram la aceeași fermă. Dar cum blocăm zone, știi? Trebuie să fie și ceva activitate, că ideea asta este să ai vecini care muncesc și ei cod la cod cu tine. Salutare, Marian! Și am reușit acum să-l fac la 15. 15 sloturi avem. Normal, ele la 8. Dar există posibilități. Așa. Acum vreau să văd, mai am un hop până nu încă, de asta v-am spus, sunt chestii de logistică ce trebuie să le fac. Adică tehnice. Vreau să-l fac cross-platform. Da? Și sunt acum pe teste să vedem cum putem băga niște moduri, dar să meargă și pe treaba aia. Să vedem dacă merge. Dacă o merge, ar fi super. Asta mai am hopul ăsta acum. Cu cross-platform. După cum bine știți, nu foarte multe moduri sunt disponibile pe console. Nu o să băgăm ceva moduri multe. O să băgăm chestii de astea așa de management, cum ar veni. Dar chiar și ăștia sunt unele care merg, altele care nu prea merg. Sau ea. Yeah. De ce să-l las așa în prima fază, să nu mai umplu?
pentru că sunt foarte croit pe a face treburile cum trebuie să făcute. De-aia. Am material, adică de ce să nu umplu? Nu prea văd. Uite, porțiunea asta o să o las momentan așa, pentru că nu am lemn, dar dacă am lemn, ce vrei să fac? Like, asta face parte din atribuțiile mele ca și șef de o gradă. În 45 de stup. Iarna se pun niște turte să proteice, ca să-i ajute la mâncare. Plus, ce mai au ele mâncare, se descurcă. Acum este destul de cald și e singur în câmp să adune polen și chestii. Foarte tare! Deci de acum, înseamnă că gata, e primăvara, nu? Și la ele. Dar mă gândeam la iarnă, la astea, la ianuarie, februarie, eram curios. Și bănuiesc că nu produc nimic, nu? Până în mai, iunie, nu? Și undeva pe aici? Iunie, iulie, poate. E un mister pentru mine cum funcționează treaba. Păi, Alberto, ajutor nu am nevoie, nu. Asta este un server pe care îl facem, jucăm ca o comunitate. Eu n-am nevoie de ajutor. Salutare, Mario! Che pasa, ombre? Progres și progres, exact, exact. Păi, stai să vezi acum când vine... s-a rupt ăsta. Stai să vezi acum când vine primăvara, pentru că o să începem farming-ul, basically. Așa că o să arăm cu tractorul, trebuie să merg după aia la stand să iau toate cele 100 de canistre de motorină. Că o să avem nevoie de asta. Hai să mergem să aprindem și lumina. Păi, știi ce? Eu nu am timp să-l repar pe ăsta, o să-l înlocuiesc cu altul. Ăsta e la 100%, văd putere. Suntem bine. Un pic de apă, lumină. Ce ai, mă? A, și fodor la ligioanele din stânga, pentru că cu siguranță nu mai au. Let's go! De când sunt live? Cred că avem 3 ore. Care e faza cu textul random din partea de jos a ecranului? Din partea de jos, textul random. Te referi la ăsta? Drink from well? Ăsta turn off? Ăsta nu este un text random. Ăsta, alea din dreapta de jos de acolo sunt texte ce ne spun ce fac obiectele din față. Adică aici zice drink from well. Well, in English, that means să bei din fântână. Și de asemenea luăm și o cafeluță. Așa. Niște fodor. Stai să dăm aici niște fodor. Text random. Pe asta n-am mai auzit-o mamă până acum. Asta e puțin funny, trebuie să recunosc. Random. Funny. Not hungry. Bun. Not hungry. Bun. Tăurașul e în partea cealaltă. Cred că și el o duce de la fel de bine. Aici? 1. Hai că am venit la fix. Ia de aici. Toate s-au pus. Aici mi-ar fi plăcut să mai băgăm un bec. Ia! Yeah. Bă, pierdut-o! Ce căpiată, bă, băiatule! Da, mă, trebuie să mai punem pe aici ceva. Uite și aici la ieșire. Trebuie să fac niște becuri așa, știi? Vreau să iluminez cam toată curtea, să știi. Vreau să pun acolo unul. Aici unul, de asemenea. Să uităm la puicuțe, ia. Avem 2 și o să mai moară. 3, 4 sloturi libere. Dar dacă ăla n-a mai avut la market, și ce zic? A trebuit să mergem la SAF ca să mai punem mâna pe niște puicuțe de-astea. Bun, toate bune și frumoase. Asta ce e, mizerie? Da. Ia să vedem. Ianuarie, februarie, martie. Mâine suntem totuși pe bines. Mă uitam la luna care o să fie decisivă. O să ni se strice lucrușoarele. Gata, tati, dau somn, că ăsta are nevoie de somn. La 7, 11 ore dorm. Mamă! Îmi face reclamă, Michaela. Mă gândeam că poate ai nevoie să testăm ceva. De ce? Na, mane, nu. O să fie totul perfect făcut. Dacă vrei să faci parte din cetățenii din sat, ești binevenit.
atâta timp cât sunt spații, dar nu de ajutor, nu. Și resursele mele, Alberto, mulțumesc. Bă, e în regulă. Bun, hai să dăm bice. Ouăle, că pe alea sunt croite acum. Și după aia dăm cu gardul să-l termin, pentru că martie parcă este ultima zi cu zăpada, dacă nu mai... Wow! Bă, producțion sau ce? Let's go! Slot pentru beca e la ieșirea din hambar, trebuie doar montat. Aha, bun, 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 bravo, fix ca la intrare. Bravo, bravo, bravo. Îl montăm astăzi. E bun, e bun, e bun. Aici am uitat să pun mâncare. Cred că am mâncat din partea cealaltă tot. Ia. Yeah. Nope, aproape. Aici nu am pus fodor. Dar ce dubios fodor? Nu știam că se numește fodor. Punem acum noi cu stres. Iarna asta mă, uite asta, 48, ăsta mă seacă. Deci îl detest din suflet. Gata? Suntem pe bine sus? Aici? 8, asta le băgăm după aia pe seară. Bun, în partea cealaltă mai avem ceva. Uite aici. Ce fain arată aici în spate, unde am făcut toate cele. Deci îmi place maxim. Mai am spațiu? 37-48, mai avem foarte puțin. Mare vine cu 3 mara, fei, salutare Mihai, zice Mario, salutare chat pentru materiale. Mulțumesc, Mario. Ce materiale? Pentru lemne? Să cumpărăm acum, zici? 7500. Aș rămâne... Ce umbea, mă? Aș rămâne doar cu... 2500. Ia stai un pic să fac un calcul. Dacă trebuie să mă duc la permisiuni. Hmm. Deci de acolo în pasta. Trebuie să mă duc la primar. Hai să luăm acum. Hai să luăm acum. Da. 88. Trebuie să le pun aici pentru că nu vreau să le vând acum. Da, dacă mă duc aici. Mamă, nici nu știu. În cap toate? Da. Stai așa, hai să vedem întâi zona, două secundele. A, și un pic de caca dacă se poate. Vreau întâi să văd, să mă uit la zonă. Vreau să văd dacă există mult lemn acolo. Din 58 putem să cărăm acum, frumos. Uite acum aleargă mai bine în sfârșit. Și mi s-a părut mie că merge încet. Și mi s-a părut că merge încet. Pentru că el e prostălot, pentru că nu trebuie să meargă încet. Mario, mai bine cu 2 mari aveți. Perfect, mulțumesc, grație, Mario. Gata, asta facem. Bă, dacă mi-ai donat aici pentru materiale, facem rost de materiale. So, în... Mă rog, stânga, dreapta, mă rog, în lateralul casei noastre. Avem ceva copaci, dar nu cine știe ce. A, bă, da, stai așa, ăștia sunt tot ai mei. O, șmecherioană. Cât sunt ai mei? Până aici? Bro, așa, da, let's go. Nice. Putem să vinem? Stai un pic, eu cred că eu trebuie să cumpăr zona asta. Fii atent cât spațiu mai avem pe lângă. Stai, mă, că nu mai am nevoie să cumpăr zona. Uite cât copaci am aici. Și eu cred că ăștia o să mai ajungă să fac toată treaba. Da, 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 da. Mă duc să folosesc toate scândurile și vedem cine mai trebuie pentru gard. Ce vorbim? Păi uite, dacă îi dau pe ăștia toți jos de aici, sunt pe câștig, sunt pe plus. Iar în partea asta, păi eu pot să fac efect. Păi ești prost, păi dar ne dă atât de mult, mă. Eu pot din nou să fac o zonă agricolă aici.
Gen, cât vezi cu ochii, îți face numai grădină. Nice. Unde avem poarta aia, mă? Cred că mă uit la aia, nu? De juri, atât de enervantă. Aveam o poartă la un moment dat pe aici. O fi asta dublă asta, cred că, uite aici. Uite tu-i gura ei. Trebuie să avem și de benzină la motor. Băi, trebuie să cumpăr, oh my god, da. Vine primăvara, trebuie să cumpărăm. Asta e de două? Asta e o poartă de două. What the fuck, de ce mi-ar trebui poartă de două? Bun, trebuie să mergem la SAF. Și dacă mergem la SAF, mă duc să și vând astea, mă. Ia, hai să mergem un pic cu spa acolo. Hai, mă, tăte. Apropo, dudes, îmi spuneați mie odată cum să facem cursa cu netotul ăla. A făcut-o cineva? Nico, tu ai făcut-o? Spune-mi, te rog, când mai ai, când ai niște timp, scrie-mi un comentariu ce îmi trebuie pentru cursa lui. Pentru că mică, dacă dau acum gen să mă bag în cursă, o să mă bagi direct în ea, fără să mai am eu timp să mă pregătesc, știi? So, avem așa un bec. Luăm și niște de-astea. Vreau să pun restul de electricitate pe care am zis că-l pun. Se la 23. Și avem aici ciocanelusul. Bun, hai să punem lumina în spate. Și cred că doar atâta. Pe interior, pe aici mai trebuie să mai punem niște lumină. A, și mai am undeva unde trebuie să punem foarte mult timp lumină. Deci o avem pe asta. Nice. Întrerupătorul e aici. Nice. Și acum o să-l și aprind, pentru că după aia... Uit. Nu mă mai întorc. Mamă, ce mizerie pe aici! Bun, și aici mai vreau să mai pun o lumină deasupra. Deci avem două aici și încă una o dudă. Avem întrerupător și atât. Atunci voi pune pe la interior. Avem alea pe acolo, astea pe aici. Băi, nu pot să cred că le-am cam pe toate puse. Mă rog, nu le-am pe alea din pod, dar n-am nevoie de lumină în pod acum. Ok. Foarte tare. O să mai construim niște dase, dar momentan zic că suntem ok, să facem noi lucrurile de zi. Gabriel vine cu donație de 5 mari, afeți, salutare, salutare, Gabriel! Ai plătit acolo pentru tichetul de live? Să treci, mă, mulțumesc! Barbă, nu poți vopsi porțile cu altă culoare? Ba da, o să facem asta, Alex, dar trebuie să vină vara ca să pot să văd porțile, pentru că acum sunt acoperite. Basically nu le-am făcut eu alb. Gardul nu e alb și poarta nu e însângerată. Când vine vara, na, scăpăm de zăpada de pe gard și de pe poartă și atunci putem să venim și noi cu vopsea. Dar momentan vreau să termin cu îngrăditul și după aia mai vedem. Bun, aici. Din nou, am foarte multe lucruri pam, 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 pe lista mea de lucruri de făcut și de asemenea, cred că trebuie să scap și de asta, uite aici. Vezi? Așa, câte avem aici? 30, cred că este suficient. 52 din 58, deja iar mi-a scăzut. Bun, mergem și facem, aș vrea cu gardul până acolo. Acolo cred că o să-l închid eu până în lac. Dar dacă îl fac și post aici, eu zic că e bine. Să ne prindă practic agricultura de primăvară cu gardul făcut. Asta nu este mie. A, și să nu uităm pe seară, trebuie să punem perisabilele în beci ca să nu se strice. Un lucru care nu mă încântă, dar este nevoie. Da. Despre cursa, nu cu Stan, cu primarul, cu băiatul din stânga. Față în față cu Stan. Parcă pentru cursa cu tractorul de Cehorea ai nevoie doar de tractor, funcțional. Păi nu cu... Nu, deci nu cu Stan. Ziceam eu, gen, apropo de Stan, da. Cu primarul, cursa cu Taurul, parcă, nu? Parcă era o cursă cu Taurul. Și era șmecheria de poți să-ți parchezi tractorul sau ceva, dar nu mai știu pe ce parte, ca să poți să-i creezi lui un impediment și să nu poată să treacă. Și așa știi sigur că ai cursa asigurată. Adică vreau să trișez, mă, asta zic. Un bețiv mai și trișește. De ce zic? Bloc? De ce bloc? Nu se dă blocul chiar așa la cerere, mă.
Da, dar nu stau. Eu n-am mai stat acum de vopseli, dai seama. O să vină o perioadă probabil când o să băgăm și vopsea. Dar eu acum eram... Păi gândiți-vă și voi, până recent eu am fost pârlit. Adică ăștia ce vedeți acum sunt cam... Sunt primii bani pe care am avut și eu pe timpul iernii. Eu până acum vindeam și eu niște ouă la piață ca să pot să am ceva de costuri. Cumpăram fodăr, acum mi-am făcut și eu mâncarea la mea, la animale, adică... Îți mai populență un pic, știi? E prima dată când se întâmplă, știi? Deci stai așa. După ce plantăm probabil la vară, ca să treacă zăpada, ca să poți să și văd ce vopsesc, îți dai seama, atunci ne apucăm, facem frumos așa pe aici. Câte luai? 38. Facem și noi gardul ăsta decent, elegant, cât de cât, știi ce zic? Barbă, de ce nu închizi ușa din spate, de la hambar și... Așa, și închide-o pe cea de la coteț. Că vei intra cu vânat sau după scule. Păi așa fac de obicei. Da, dar cu vânat nu o să mai intru multă vreme. Și până acum n-am avut probleme așa, să știi. Mie îmi place să le las deschise pe alea de acolo, ca să mai intri și pe aici, gen văcuța, toate cele. Da, când intrăm cu vânat. Nu știu dacă ai văzut live-ul de ieri, parcă, nu? Când am făcut chestia asta. Fix așa am făcut. Like, am închis porțiunea aia ca să nu iasă și ne-a rămas nouă hambarul liber. Green Hell? No, Green Hell nu. Green Hell nu, dude. Nu mai jucăm Green Hell. Am jucat, l-am terminat, a fost seria finalizată. Green Hell-ul... Ca și Sons of the Forest, de asemenea. Jucat, finalizat, aia a fost. Nu știu dacă l-ai văzut pe tot. Totuși. Pe partea stângă, ca să-l blochezi, el se blochează în tractor și tu câștigi cursa. Bun, stai puțin. Deci suntem la SAF. O să merg la SAF. O să merg. Cum te uiți, de exemplu, îmi zici partea stângă, Stan e pe dreapta, primarul, șeful SAF-ului e pe stânga. Pe stânga? Bun. Pe partea cu el? Nu pe partea cu Stan. Încerc să nu greșesc. Adică pe partea cu țâțoasa, nu pe partea cu ăla care vinde animale. Corect? Că stânga n-a, poate să fie și invers. Mamă ce tare! Mamă ce tare! Let's go! Ce mișto a ieșit aici. Mi-a gustat. Eu am făcut cursa cu taurul legit, adică doar am dat la taur două injecții de la alea și atunci prinde niște viteză și îl face ușor oricum și el trecează. Da. De asta ziceam să egalez șansele. Deci două injecții trebuie. Mi se pare că am mai multe. O să iau, pot să... Eu trebuie să mai iau ceva la mine, gen un whisky, o din astea, îți trebuie altceva. Nu m-am uitat să văd dacă mai îmi trebuie altceva, gen... Nu știu, să am un inventar liber, să bla bla bla, chestia astea. Pentru cursa cu Antonin îți trebuie 3 seringi verzi de alea să le dai la tower, iar tu vei călări pe partea cu Stan și cel cu animalele. Perfect, perfect, am înțeles tot aici. Super tare. Bun. Deci remorca pe partea cu el. Gaci. Și remorca în ce parte o pui în fața lui cu animalele, până unde te întreci. Ai idee? Ca să știu ca pe unde o pun. Aș pune o cam pe la ăla cu animalele. Poate între Stan și ăla cu animalele. Deci 3 injecții. Cred că am vreo 4 de alea. Mergem acum să facem? 11. Am timp. Termin gardul. Sunt croit. Deci gardul l-am făcut. Uitați-vă și voi. Toată zona asta este agricolă pentru mine. Bă! Viață. Și cu lemnele alea descoperite acum, voi face în continuare. Aici vreau să fac aici o să închid. Facem așa aici. Uite-și.
chiar dacă e mai ușor fără gar să te întorci cu tractorul în staff. Mi se pare mie mai estetic așa, știi? Și ne-am prelungit mult. Avem două, ăsta o să-l punem. Hai să mergem să vedem care este treaba cu cu șeful ăla de acolo. Bun. Acum. O să mă duc oare cu motocicleta? M-aș duce cu ea. Stai că n-am, nu e o chestie pe care nu o înțeleg. Trebuie să mă duc cu taurul până acolo sau trebuie să sau mi-l dă doar fiindcă accept misiunea. Oho, 12, dăm 4. Șmecherie. Știi ce zic? Tractorul pui pe partea cu tipa de vinzi la ea. A, vezi, tu-mi spus așa, da, tu-mi spus așa bine. Dar, n-aș fi pus tractor, aș fi pus motocicleta, că mi-a mai puțină motorină, unul la mână, doi la mână, trebuie să o pun acolo și pe aia să mă duc cu taurul. În cazul ăsta, eu trebuie să călăresc taurul, da? Hai să vedem dacă putem să-l călărim pe băiat. Ia zi-mă. Și cum facem să-i dăm injecția? Eu dau înainte cumva? Gen. Am înțeles acum. Dacă îi dau injecția, fuge? Hai bă, că aflăm noi. Hai să mă duc să mut motocicleta acolo. I'm excited! Te duci cu taurul la misiune, cu propriul tău taur, concurezi. Perfect. Bun, 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 bun. De la taur să te urmeze, te suni în tractor și după te teleportezi. Te teleportează și el cu mine? Cu motoscărțul? Ok. Well, that's interesting. Acum am constatat că trebuie să pun neapărat o poartă pe undeva. Dacă vreau să mă duc în partea aia, nu prea pot. Dacă blochez cu tractorul, nu mai ai nevoie de injecție. O pui la tine în mână și injecție. Așa, bun, bun. Înainte, atât. Nu înainte să o accept. Eu sunt curios dacă am timp. Hai să vedem ce iese. Trebuie să ne mai și dăm seama. Zii, tată. Mă duc cu motoscărțul. Mi-e un pic mai... mai ieftin. Sunt scârțar până la capăt. Bă, găina asta, jur. Pe unde ies, mă, găinile mele? Pe undeva ele ies. Te dă cu capul de poartă. De ce? Păi vină un coace repede că e găina acolo care... Hai. Oh, fuck. Păi ești prost? Bă, nu știam asta. Asta e faină treaba. Asta e super tare. Bun, ia două găini, le injectezi și mergem pe role legate de picioare și îți dai seama și cu aripile în bătaia vântului. Tu vrei să sar peste cursul, să zbor? Gândeai trei injecții, se schimbă tastele de mers înainte. Se schimbă tastele de mers înainte. O să mergem înainte de pe tasta S, nu de pe W. Nu e problema asta. Trebuie să mergem cu trebuie la cursă. Ok, bun. Hai să facem treaba. O să-i blocheze stoia zona. Acum eu nu știu pe unde să-l pun pe băia, dar o să-l pun... Cred eu că pe aici. A? I-am blocat partea lui, eu așa o văd cumva. Vezi?
Și noi alergăm pe aici. Hai să vedem. Doamnești, cumpăr și benzină după ce ne iese șmecheria asta. Sunt curios asta cu ce trișează. Deci S-ul devine în față. Ok. Ia zi, mă. Entry fee, 250 reward, 500 additional. Pam, pam, pam. It's simple. You and me on two bulls and the longest straight stretch in the area and all holds barred. Simple, huh? Ok, opponent will be cheating. Și eu la fel? Și eu la fel, nici nu știu. Păi nu pot să mă dau un jos? Ah. Trebuia înainte. Stai că se blochează ea. Uhu! A, păi dar n-a mers, mă, cu motoscârțul, a trecut prin el. Voi ați văzut treaba asta? A, deci merge doar cu tractorul. Ok, hai să mai facem o dată. Am testat-o. Deci nu funcționează de nicio culoare treaba. A, uite-te și tu. Hai cu aia încă o dată. Vino cu aia că ai trișat. Termină-te. A, stai. Nu accept până nu-i dau ăstea. Ăsta mai are emisiunea? Bun, 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 bun. Și atunci o injectăm pe asta, nu? Unu. Doi. Trei. E cu roșu acum. Ia, hai. Aaaa, tu-i în gura mea. Dar nu știu ce înseamnă asta, să-i dau una. Ah, fuck, sunt inversate. Mă duc, mă duc, mă duc, mă duc, mă duc, mă duc. Uite că mă face și aici. Tu-ți gura ta. Aaaa, am pierdut. Am pierdut startul. Au, ăsta încă e. Încă e bine, fii atent. A, păi dacă e, eu, stai mă că e bine, putem să mai facem o dată, credeam că trebuie să mă duc să mai iau niște injecții. A, păi și putem să facem oricât, că am bani. Ce-a vorbim? A, gata, cred că s-a dus, nu? Mai fie stași nervos? De asta ziceați, mă, voi toți de tractor, că nu merge decât cu tractorul. Ia, stai, să mai facem asta o dată. Și acum plec altfel. Da, mă, da, ia banii ăștia. Nu știu ce înseamnă la sporul. Nu pot să-i dau, mă. Îl iau, îl iau pe fraier. Mai încă o dată, dacă nimeresc. A, căcat. Tu-ți gura. Putu. Băi, te sigur că l-a face de nu știu câte ori? Mamă, dacă rezistă injecția la ăsta. Spăr înseamnă să-i dau cu piciorul acolo. De data asta am pornit, dar nu cu shift-ul. Sunt dezamăgit de motocicletă, deci asta nu face absolut nimic aici. Iar asta mie mi-a bani în continuare. Deci de data asta trebuie să-l înving, like, musai. Bă, mai fie... Gata, gata, e bun, e bun, e bun, e bun, e bun, e bun, e bun. Bă, cred că sunt gata acum. I-am dat-o. I-am dat-o, sunt primul. O stugi cu aia, o stugi. I-am dat-o, aia sunt. Gata, mă. Gata, mă, ce să mai. 17 secunde, care mai face așa ceva? A câta oară? A multă oară. Op, tot cu băiatul sunt? Tot cu băiatul sunt, stai să mă întorc. Mamă, dar astea sunt tot inversate controlele. Mă, doar rupe, cred că e mai rapid decât motocicleta, ce-i? Jesus. Mai și sare. Singura dată când putem sări în joc. Ohohohohohohoho. Foarte tare. Me gusta. Hai să mergem la stan.
Se iau niște motori în benzin. Cine a dat asta? 3 ani și ne-a dat injecțiile înapoi. Bună și treaba asta. Ia să injectăm și găinile. Zicea cineva să injecteze și găini, să vedem cum fac. O să facem și asta acum. Oooo, calmate. Dar-s curios cum facem de tractor. Cu asta cu ce trebuie să mă întorc, știi, să mă întrec, știi cineva? Ia, dar stai mă că-mi spune. Eu eram panicat, mă, că nu-mi spune, știi? Bun, avem 60. O, dar nu mai pot să mai mă mișc deloc. Perfect. Acum, ia să-l vedem pe băiatul ăsta. Trebuie să vin cu tractorul la el. O facem, mă. Face cumva cu tractorul ăla și mecher? Ți-ai pun părăria? Dacă face cu tractorul ăla șmecher, n-am nicio șansă. Ia să vedem. Deci că e interesant. A, uite, cu gardul nu pot să vin. Vin cam... Cred că întrerup gardul ăla acolo, pentru că mă teleportează pe mine fix la intrare și dacă e să fac gardul mie că... o să mă teleporteze fix în el uneori. Mane, te-ai descurcat bine. Eu am cam bunghit-o un pic greșit pe acolo, dar are să-mi... Bă, nu știu cum scapă asta, deci nu... Nu știu pe unde o iau ele, care-i treaba. Așa, acum, hai să luăm tractorul. Și o să iau niște motorin. A, dar nu, că avem 24, ok, suntem bine. Ascultă, știu, de un om bătrân. Când îți zic că poți să-ți faci și fără tractor, eu am încredere în tine când îți zic. Acum am avut mesajul, măi. Dar mă duc și cu tractor, lăsă-mă așa ce are. Mă duc și eu la cursă cum trebuie. Dacă ăsta zicea că preferăm mașinării, ideea e că trebuia și decupla. Mi imaginez că mă teleporta, am teleportat tractorul, corect? Chestia e că trebuia să-l și decuplez de remorcă, mi-a spus specific Stan să decuplez dead weights. Adică orice era legat de el. Și ăsta mi-a de blocat ceva? Bun, m-am pus maxim și cu ăsta. Și doar atât? Dugout. Nu știu ce înseamnă asta. Dar îmi dă pe cuvânt. Alergăm? Ce facem? Ce-am făcut, mă? Am făcut un drag să mă pieptere. Ce zici cu aia? M-am dat jos. Uite drăcosul. Uite-te la el ce drăcos poate să fie. A câștigat-o. S-a blocat? What the fuck? Bro! Move it! Am să-l ajutăm pe Stan. Aoleu, Stan, tati. Iată-și că-l întorc. Cel mai șmecher Oltean. Bă, dar nu văd... A, pa! Pe aici? Doamne, ce traseu dobios! Dobios! Unde mă Stan? Ai, că da, da... Wow! S-au blocat Stan-ul. Bă, dar era de... Adică se îndoia cineva că voi câștiga... Că nu voi câștiga? Te rog frumos! Nu te strica! Mi-a dat, mă? Mi-a dat, mi-a dat, mi-a dat. Oare pe astea pot să le... Da, nu cred că le pot vinde la Stan, cred că le pot vinde la market. Sau poate le pot vinde la Stan, ia să vedem.
foarte tare și ăsta, na, ce să zic. Decent. Îți curiosi de ce facem lucrurile astea, știi? Adică de care, care întrebui în țara lor. Tu n-ai ceva curse, ia. Fight Michelui Race. Ia, cu ăsta cu ce fac? Big Riding. A. Nu am. Ne dă ceva cu arne. Bă, parcă asta cu porcul nu știu. Parcă n-aș face. Îți curiosi dacă contează. Eu vreau și eu tractorul, știi? Adică acolo... Acolo băteam. Ce faci, mă? Te-ai blocat acolo? Eu am vrut să te ajut, mă, dar dacă... Of. Da, mă, uite că putem să le vândem înapoi. 420. Păi și stai puțin, nu putem să mulgem treaba asta? Băi, ești prost? Putem să mulgem asta? A, două zile. O mulgem odată la două zile. Ok. Ok, nice. Cu blondul poți să faci un contract pe an cu el, să faci bănițoi buni din ele. Ok. Bună seara, Octavian. Sunt curios dacă... bună și asta, Moldo, cu custom point-ul de teleport. E bună, bună de tot. Sunt curios de o chestie. Cu tractorul. Cu tractorul tot te întreci că era așa... Ok, da, da, da. Leo, salutare, Leo! Cu tractorul, cum l-ai luat, Nico, pe ăsta babanu? Nu cred că e ăsta, cred că e ăsta șmecherul, nu? Da. Gen, eu am nevoie de Stan, eu nu mă pot certa cu Stan, deci nu vreau. Clar, ăsta e șeful la tractoare. Să luăm noaptea, putem moare? I don't know, man. Da, e o idee. Păi da, nu? Eu așa zic. Să mai mănânc un pic. Eu am furat tractorul și nu s-a supărat. Când l-ai furat? Pe timp de zi sau pe din noapte? O să merg dincolo de nouă. Să vedem dacă merge așa. Să mă și niște pește. Și băgăm ăstea la loc. Mâine e martie! Tai de cap! Uitasem. M-am luat cu cursele. Tai un pic că e nașperleană situația. Că nu știu ce mi se poate strica. Weight grains-urile mi se strică? Nu știu. Semințe ăstea știu sigur că mi se strică. Avem pește. Laptele nu cred că mi se strică, nu știu. Brot. Butter, oare mi se strică? Păi nu știu. Ăstea? Oare se strică raspberries, blueberries? Nu e car, n-ar trebui că sunt în recipiente. Cu siguranță ceva de aici o să se strice. Mierea nu ar trebui să se strice, corect? Tractorul poți lua de la stand după ce îl bați și furi cheile din inventarul lui. Cu tractorul cel puțin o să îți vină la un moment dat la ușă sticla cu misiunea. Te pune misiune să cauți cheile de la tractorul undeva și să le duci lui. A, bă, Nico, că le facem dinainte, mă așteptă misiunea, așteptă. Nu putem să ne bătem acum cu Stan? Ne certăm cu el? Ia să vedem dacă putem să băgăm aici tot ce am luat eu. Deci, în primul rând, ce nu vreau să se strice, așa clar, peștiuc. Borcăneala nu-mi pasă. Semințele o să le bag aici. N-am o ce că ocupă prea mult spațiu. ...452... Sunt pe limită. Oare din inventar mi se strică? Nu cred. Cred că cam atâta. Bun! Bă, nu e rău. Dar așa că mai avem niște lucruri. Andrei, salutare! Dat o bucată și vezi că sincer eu... Nici eu nu știu cum se strică. Hei, stai așa că trebuie să pun.
Uite, le las pe astea, raspberry-urile. Dacă în cap o să le aduc pe alea multe aici și le lăsăm pe alea acolo. Ce sunt capătat. Chestia e că acum fânul se strică și dacă e făcut balot, pentru că am încercat și nu merge. Și nu știu cum să-l salvez. Că să-l țin așa în inventar. Dar eu știu că și din inventar se strică. Astea nu știu eu. Grâu. Grâu nu ar trebui să se strice așa repede. Astea sigur se strică. Și mie acum am e de astea. Mam, 14 kg. Astea mă interesează pe mine. Și nu pot să le iau atât, fii atent. Normal ar trebui să reziste din cauza că sunt în borcan. Și dacă o luăm așa logic. Avem 27 de stricăciuni. Mamă, nici astea pot să iau. Deci 27, ca să știu pe aia dacă mi se adaugă la ele. Păi na, mă prostesc cu astea. Pachet, că dacă se strică, se strică și la mine în inventar, știi? Și atunci ce am făcut? Da. Urâtă situație. 6.45. Nu știu dacă mai lăsa pe undeva lucruri, dar cred că sunt cam cu toate bine. Da, cred că sunt cu toate bine. Îmi zice? Uite, Tiberiu zice că dacă facem hover cu mouse-ul pe deasupra, o să ne spună dacă se strică sau nu e. Will rot. Perfect. Iar ăsta nu. It will not rot if it's properly stored and animals eat it eagerly at any time of the year. Nu doar dacă îl pui deoparte bine. Foarte mișto pontul. Muchas gracias. Oh my god, foarte, foarte bun. 7 ceasul. Milcu se duce și el. Merg încet. Până la motocicletă trebuie să mergem să le vindem la SAF. Acolo sunt atât de aproape, uite-mă, aici. Mamă, și la SAF închide la 9. Pai viața mea. Dar răcit ăsta al meu în sfârșit, mă. Trebuie să mai beau. Mamă, mi s-a dus și cafeaua. Hai, hoi! Am prins-o! Ho, 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 ho. 1700, let's go! Let's go! Mamă, ce alegere bună am făcut, coaie! Ce mândru sunt de mine! Am băgat și untul. Ar trebui să mai avem probleme. Ce o să mă intereseze pe mine sunt astea. Păi și astea cam cât o să coste? 1300-100. O să coste? Iată-mi cum facem. Ducem așa. Ducem acasă la Casimir. Este ora 8 și ceva. O, ce lumină e aia. Și mergem să urăm de la Stan când nu e prezent. Sau poate pot să mă duc acum aia și să mă bătălesc un pic, e 2.25, ajung în 44 de minute. Nu, e că a închis, e după 9. Da. Nu-l mai găsesc pe om acasă. Hai să vedem dacă putem să-l furăm așa fără chei, ia. Noapte bună, Bogdane!
Marea majoritate din Bej nu se strică? Cum mă, că logica mea dicta altceva. Aha. Bun, deci dacă ne bătălim cu el... Ok, deci așa nu merge. Am încercat, am încercat și îmi spuneau tot să încerc să-l fur pe Stan. Ia ca că karma nu ține cu mine. Că de-aia e karma. Da, mă, cafea trebuie să fac de fiecare dată. Mi se pare că este super necesară cafeaua. Ia să vedem aici. Ce zici tu că trebuie să scot? Dar oricum, nu mai am ce să mai bag. Adică ăstea... Astea se stricau. Claros. Astea se strică. Asta nu știu. Asta nu știu dacă se strică. Dar zice doar în inventar. Nu, vezi, la unele nu zice. Asta știu sigur că se strică. Asta cred că nu se strică. Că peștele și astea se strică clar. Asta nu știu sigur dacă se strică. Dar nu e cum zici tu, adică majoritatea se strică. Sunt câteva care poate o să reziste, dar majoritatea o să se ducă pe apa sâmbetei. Să lăsăm lumina așa? Pachet, ne permitem. Un pic de cafeluță pentru mâine, ia să vedem. Sugar, of course că sugar. Până pun eu mâna pe un sugar, o să durește. A, mă, să vedem, avem 27 de stricăciune acolo, parcă. Hai să vedem că sunt curios dacă crește numărul lor. Corect, o să salvez, așa este. Nice. N-ar merge să mun și depozitul și distilăria mai pe lângă casă? Ba da, ar merge. O și facem. E o idee foarte, foarte bună. Problema e că... Problema, nu e nicio problemă, doar că distilăria a stat acolo pentru că aveam niște lucruri aici în față, știi? Abia acum am făcut loc de ea. 20. Doar atât. 27, nimic nu s-a stricat de aici, uitați-vă și voi, nimic. Și alea 27 a fost de aici, a fost ceva fân, paie, bine, nu cred că paie, cred că doar fân, a fost totul de aici. 4 bucăți de aici și probabil ce am mai avut și în partea cealaltă. Deci foarte bine, bă, prima dată când mă feresc și eu. Nice. Și acum, fraților, gata vrăjala, începem pe agriculturation. Gata, tată, că... Ne întrecem cu gluma. Ouăle nu mai merg să le vând. O să merg după aia un picus, poate pe la stand să văd. De fapt, o să trec acum, să văd dacă pot să mă bătălesc cu el. Dacă dă și mie aici. Ia, ce faci, mă, găină, pe la mine pe aici? Aici arată bine. 64 de data asta, nu 60, frumos. O, plin aici. Așa, da. Ce vrea asta, mă? Are mâncare, are de toate. Să mă, să beau și niște apă. Ce se înghesuiesc ele acolo? Bă, n-ai văzut așa ceva pe cuvânt. Odorul, hai să-l punem și pe ăsta restul. Și urmește pentru că am ceva cartofi să-i dăm și la porc. Da, îi dau diseară, n-are rost să-i dăm acum. Ție... Oh, e hungry, ok. Aparent contează dacă îi dăm acum. Vezi ce găină moartă acolo? Da, a căzut un cocoș, aparent nu o găină. N-are nimic, ne descurcăm. 92 de ouă, frumos. Exact cum spuneam, 2 zile, 200. Așa, bagăcile. Opa, stai așa că nu mai aveam spațiu. Nu se iau fânul. Păi o să iau și astea. Știi ce? Hai să luăm cartofii și o să-i las sac pe jos. Mai bine așa. Așa mai am și un pic de spațiu. 180 de ou. Bra. Bra. Ce zici? Genial. Superb. O să mai iau niște zahăr, probabil că nu prea vreau eu să mai iau zahăr, dar nu prea am încotro. Așa, cartofi, stai să iau câțiva să-i duc la porc și după aia putem să ne punem pe treabă. Nu știu dacă am cap 40, să vedem. Mai sunt, mă, găini pe aici? Nu mai sunt.
și fân. Dacă tot am venit, o să pun și fânul la văcuțe și taur. Văd că este preferatul lor. Ok, bun. Toate bune și frumoase. Hai, mă, plecați de aici. Awesome. Acum, avem zona asta care trebuie, mă rog, trebuie fertilizată. Dar eu o să fac o nouă zonă agricolă în partea aia. Deci avem așa, un fân la noi. Hai să băgăm fânul aici, văd că n-am mai încăput acolo în izle. Aici mi s-a stricat, mă, aici a fost. Ba nu, nu prea văd nimic. Nu știu unde mi s-au stricat alea toate. Doar 20 de obiecte stricate, mi se pare foarte, foarte bine. Hai pe aici, hai pe aici un pic așa să vedem dacă... Să-mi fac eu damblaua. M-au 44, mi-a cam o oră și jumătate drumurile astea. Jesus. Să injectez o găină? Da, o să injectăm și o găină. Măi, dar totul trebuie făcut la beție, Jesus! Oh my God! Trebuie să mă îmbăt. Să se îmbete stană în locul meu. Aici eu mă bag la muncă. So, avem plugul aici. Dar de ce plugul invers? Voi vedeți treaba asta? Cum n-ai bai ăsta invers? Că nu înțeleg. Hai mă. Așa. Of. Asta e așa că e pus invers? Uite-te și tu. Gata, o să las așa orientat. Cred că e mai bine. Hai, fraților, să băgăm și niște agriculturation, că e groasă. Prefer să fac pe noua locație, pe noua zonă, din cauza că solul este neatins și astfel este fertilizat 100%. Pe partea cealaltă trebuie să vin eu să-l fertilizez și aspectul ăsta nu mă încântă extraordinar. Așa. A, stai mă că mai era ok. Oh my God. Stai un pic că mai avem o chestie de făcut. Știam eu că nu e atât de ușor. Știe cineva ce mai avem de făcut? Deci avem semănătoare, avem plug, avem combină, da, dacă vrei, dar ne mai lipsește totuși încă ceva. Mm-hmm. Acel ceva este o cositoare. Și pentru asta trebuie să mai mergem o dată la SAF. Și acum mi-am amintit să-i băgăm și un save. Și o să dăm 4200 sau ceva de genul ăsta era pe ea. Which is fine, e ok, avem o grămadă de bani. Facem totul mecanizat. Și este asta, mower. 4400. Frumos, acum. Oh, I don't hear. Oh, perfect, de-abia așteptam. Bun, de-abia așteptam să-mi iau această cositoare, pentru că cu asta, cu coasa, m-am cam săturat. Și acum trebuie să îndepărtez iarba, ca după aceea să putem să arăm, evident. Păltare Ianis. Am niște cartofi, o să-i pun pe ăștia acum și după aia mergem să luăm și semințe. Semințele nu le voi lua de aici, semințele le voi lua de la Ann. Mă rog, de la bunica dânsei. Deci avem, cred că pe dreapta... Ia. Bun. Atâta. A, și merge cu viteza tractorului, a? Sau? Păi nu prea merge, mă. I wanna see.
De ce nu merge? Care e problema? Nu știu dacă mai am moonshine. Aș fi încercat și moonshine. Știi cineva care e problema? Like, mi se pare fucked up. Să meargă doar cu calul? Mama, asta ar fi o problemă majoră. Ei, hey, dacă tot sunt aici, o să beau și un pic de apă. De asta așa fresh de primăvară. M-ar ucide de, dacă mi-ar trebui doar cu cal, să mă oblige să îmi cumpăr cal doar să tai iarba. Pf, ar fi ceva rău. Aici mai avem moonshine, nice. Ia două. Hai să vedem dacă este suficient. Doar cu moonshine. Aha, gata, știu. Pentru prima utilizare a utilajului îmi trebuie moonshine. Da. Dar solo pentru prima. Așa este, da. Cum aveam amintit că la fel a fost și pentru toate basic-urile până acum. Hai să mai încercăm o dată, acum că avem și moonshine-ul. Bun, punem la mai jos. Space, am băgat moonshine-ul pe mine și m-am urcat pe două roți. Și nu merge. Care-i treaba? Hmm. Care-i șmecheria, că nu înțeleg. Acum mergi. Am pus, în fine. În fine. N-am făcut nimic decât să pun lama jos, să o mai retractez odată. Altceva n-am făcut. Înseamnă că a fost un mic bugureț acolo. Ia, le iai și pe astea mari, da. Okay. Bun, se pare că îmi face mici căpițe. De care eu după aia va trebui să scap. Aia o să fie un pic o problemuță. Aș vrea să-i fac ceva. Poate fac ceva baloți, mă gândesc, că e mai ușor de manevrat. Dacă am baloți și nu căpițe. O să facem circulara. Este clasică. Și cu ea pot să acopăr tot. Merge când vrea el. Așa, așa se pare din experiența și-a mea. Așa pare să fie. Și ați văzut că am pus lama jos și am ridicat-o de câteva ori. Da, și-a fost la fel. Bă, cafea chiar era bună aici. Mamă, dacă spațiu faci în le... Ideea e că trebuie să iau tot, deci dacă mai rămân ceva smoace, nu o să pot să dau cu plugul și după aia vin cu plugul pe aici și rămân zonele nefăcute. Bă, da, am făcut căpițe. Hai, o să ridic aici. Și venim așa. L-am pus din nou jos. Mi-a rămas, opa, cred că de la denivelări mai rămân ceva mici smocuri nefăcute. Așa văd. Uite și în față ceva smocuri, what the fuck. Suntem bine. La plug nu trebuie să cosesc? Cum nu? Pot să fac direct așa? Eu până acum așa am făcut. Ok, super tare atunci. Avem la materiale, uite, acum nu știu ce să fac cu ăsta.
Vezi, nu s-o obișnuit pe opulență. Tot munca dificilă o fac. 10 litri mai avem, mai e bine. Ce Dumnezeului facem noi cu iarba asta? Ai beleaua, hai să facem baloție să vedem. Multă dintre ea va veni pe căpițe, bineînțeles, să facem fân. Se merită să vindem fânul având foarte mult acum? Mă gândesc că... Deci nu avem aici frânghile astea, așa, cred că le avem în partea cealaltă. Și mai am și o căpiță. Așa și face. Cred că și căpițele mai bine le aduc eu aici decât să stea la animale. Aici avem pe teren, adică chiar nu vă logica de a le păstra acolo. Deci 2 baloți per căpiță. Nice. Da, merge și în moară, nu? Da, da, am. Mm-hmm. Da, să vând fodărul. Da, nu e ideea rea, doar că nu am timp de asta. Alex Hotea vine cu demara, aveți barbă muira tine de cântec și pe ai fără și la 3-7 și mai strura foarte mult. Mersi cu... Aici să vedem cu ce. E chestia că n-am timp să fac atâta fodăr, știi? Pentru că fodărul ia foarte mult timp și... Mă gândeam dacă usuc și fac de căpân, merită să vindem? Sau hai să depunem un efort să facem fodăr, este? Și mă inspira foarte mult, mersi mult că încă faci content cu farming. Hai, mă bucur că-ți place, dude. Astăzi avem un videoclip foarte interesant în care... E un videoclip pe opulență, atâta pot să spun. Și de săptămâna viitoare începem o serie multiplayer cum nu ai mai văzut până acum. Garantez... Salutare, barbă, salutare, Tony! Che pasa, ombre, che pasa! Bă, trebuie să mai iau frânghii. Hai să le îndepărtez doar pe cele din dreapta, pentru că... Wow! Pentru că mă gândesc că nu ar... Bă, eu le vând poste așa, om. Mă gândesc că nu voi avea eu cartof sau sfeclă de... tot terenul ăsta momentan, știi? Bă, dar e super tare. Deci am intrat acum într-o zonă foarte mișto de agricultură pe jocul ăsta. Deci faptul că avem utilaje și facem și alte lucruri, știi? Adică cum ar veni asta cu baloții. Uite câți baloți am făcut și aproape din greșeală, sincer. Eu vreau doar să fac terenul arabil și în urma chestiei ăsteia, uite-te și tu cât am, câți baloți am obținut. O să încerc să-i bag pe toți în remorcă să vedem dacă putem să-i vindem pe ăștia cu iarbă. Poți să-i vând cu iarbă? Po, nu? Mă gândesc. Ia, yeah, hai să ducem așa la văcuță. Da, nu știu unde să vând pe asta. Eu am văzut baloți de vânzare. Aș duce tot la SAF. Da. Deci asta am văzut că mănâncă fân, mult fân. Am văzut că mănâncă și iarbă. Păi, dacă nu mănâncă pe asta, o să pun aici jos. Și o să păstrez și câțiva baloți pentru vacă și bou de asemenea. Dar dacă putem să scoatem și niște bunicior pe ea, ar fi super tare. Mai am 8, ok, super tare. Și remorca mea, unde am pus-o? Duc toată pe aici, prin stânga, nu? Da. Bun, hai să luăm remorca. O să strâng baloții. Vedem dacă putem să-i vindem. Dacă nu putem să-i vindem, este în regulă. Și așa. Ah, am greșit viteză. Bă, ce mesaj mă, frumos de la Alex. Grazie, man. Feedback-ul ăsta e foarte important. Când faci content și se uită multă lume, important să afli și niște feedback de ăsta pozitiv, să fie un reassuring la faptul că faci ce trebuie. O să le arunc pur și simplu. Uite aici, în mijloc, ia. Bă, da, am făcut. Ia, merge așa.
Da! Wow, se pune automat. Nu știu că se pune și ăsta. Oh, shit. Cred că se pune și pe 2-3 nivele, este? Băi, lasă! Ce-mi place! Trebuie să mă mut în față, cumva. Hai că da, dacă e. You need some milk! Aoleo! Aoleo! Bă, nu știu, a doua oară când îl ia, parcă îl ia mai prost. I'm shivering. Mă, ce ai? Ta și muncește. Mai plânge atâta. Iar pentru că am încercat eu, nu o poți vinde, doar fână. Oh, really? Oh, unde sunt Moldo? Unde sunt cheile alea? Well, that sucks. Atunci mergem și-l facem fân. Îl eliberez aici, din zonă. Bă, dezamăgitor. Nu mă așteptam, așteptam să meargă. Mergem așa în față, umplem asta. Trebuie să pun oblonul aici. Băi, lasă. I need some milk. Grație, Vlăduți. Dacă ți-a apăsat pe tastă, se încordează și aruncă cu tot. Da? Ok. Nu pare. Ia. Dacă apăs rapid, poc. Dacă țin. Da! Da, s-a văzut. Ai dreptate. Ce tare, dude! Băi, dar are multe, mă, jocul. Mamă, cum l-am deci, aproape l-am poziționat eu acolo, la cât de bine l-am pus. Băi, lasă. Deci nu mă așteptam nici să ajungă până la remorcă. Ha, ce tare. Love it. Oare merge pe 3 nivele? Sunt tare curios. În pădure unde sunt minele pe jos? Mamă, păi și cum le găsești, mă, în pădure? Ce ai? Trebuie să fii un pic cu capul să le vezi pe alea și sau super fucking norocos este. Nu mai trage în viteza a treia. Wow. No, adică cum Dumnezeu nu poți să le vezi pe alea prin pădure? Este? Zice că cozitoarea merge, dar e prea mică iarba. Merge, mă, tu ești în urmă cu live-ul. Am făcut-o să meargă, termină-te. Nu, no, nu. No. Nice. Și asta? Ce face aici? Bă, alo, alo, poziționă și noi cum trebuie. Nope. Nope. Pe 3 nivele nu cred că vrea. O să le pun pe astea aici, la o parte. Pentru că trebuie să mă duc cu astea prima dată. Păi de capul meu că te-am dat cu aia. Gigi lui Ish. Gata? Bun, am eliberat zona. Asta vreau să fac. Deci nu se poate vinde. Ok, bun, atunci o facem în fân pe toată. O să o duc acolo, pentru că acolo avem acum de uscat și o să trebuiască să pun, bineînțeles, și celălalt, al treilea, a treia căpiță.
aici. Vreau să facem așa, știi, o să luăm așa, dăm în partea cealaltă și dăm pe căpiță. Alex, mai bine că doi marveți, am încredere tot timpul, mai tot timpul. Pregătește like-ul că eu vin cu contentul. Gata, mă, let's go! De pe ziua bagi vision și le vezi mai bine. Eu pe iar le-am pus întâmplător când dezamorsam. Păi da, da, cheile poți să le vezi pe jos? Dar puțin că mina-i mină. Minele le-am rezolvat și eu, n-ai văzut în... cred că acum două live-uri le-am făcut. Dar... și cumva chiar m-am priceput la asta. Dar chei, mă, ce ai? Mi se pare că la chei e altceva. Nu știu, puțin că am uimit că le poți vedea în pădure, dar trebuie să iei pădurea aia la pas, cred. Este? Păi nu, nu o să-i fac pe toți, îți dai seama. O să fac și cu rândul și o să mai iau căpițe. Dar o să fie pentru că pot da la vacă și iarbă. O să țin mulți baloți, o să ținem până în martie anul ce vine când se vor strica. Și special înainte să se strice, probabil o să iau și să-i pun pe lângă zona de fertilizare, că vreau să se facă compost. Adică o să se strice și transformăm la fertilizarea terenului aluia din față, știi? O să fie perfect. Eu cred că o fâșie dacă fac de cartofi și una de sfeclă sunt bine. De aici. Bun, am început arătura. Let's go! Sunt random puse? Până aici. Bă, ce se mai plânge ăsta, jur. Îmi place mult asta. Cu aruncatul acum. Ia uite și tu. Genial. Ia. Pșuau. Deci când au cumpărat ăștia din... Foarte mișto. Așa, să ne poziționăm din nou acum. Acelea, ja. Perfect. Unde sunt alea de metal? Scrapurile? Aoleu, ăsta nu-mi face cum trebuie, fii atent. Trebuie să fac overlap. Oh my god. Da, așa că trebuie să rezolv eu. Mai bine cu trei maraveți pentru cafeluță și ai fierbinte după muncă. E o vreme ploioasă. Mersi, dude. Ne trebuie ceva zahăr pentru asta. Hai să mergem să facem rost. Trebuie să plecăm în lume. Bun, fraților, cred că am rezolvat-o pe partea de... pe partea de arătură. Hai să mergem acum. Deci trebuie să luăm zahăr, să facem un ceai, ar fi foarte bun, într-adevăr, că am temperatura scăzută rău de tot. Și cred că parcela asta pe cartofi, cred că e ce trebuie. So, o să las aici el plugus. Perfect. Îi dăm drumul și băgăm cartofii în semănătoare. Alex, mai bine cu domnul Arafex, plug de ăsta avea și bunicul, de ăsta așa. Mergea cu bovine, nu? Mă gândesc.
Deci poți 32 cu 60, cred că poți să le amun și pe astea. Bă, dacă avea de asta pe cât? Pe una, două, trei grape de astea? Nu e rău. E, pentru animale am văzut că e și doar cu unul singur. Știi, cu o singură grapă de asta și... Acolo te mai muncești alea că... S-79. Bun. Perfect, trebuie să mai iau pentru că o să-mi cheltui foarte, foarte, foarte mult. Aici, asta e și unde băgasem eu... Să bem și noi o ciorbiță. Mada, Doamne, ajută! Așa, tata. Stai cu mâncarea bine, stai cu mâncarea bine. Bun. Hai să mai și bem un pic. Mergi să luăm niște zahar. Mihai, instalat ultimul update, îi dai foc cu felinarul. Să lanterna de mână. Cui să-i dau, mă? Ca să scap de a face ceai, poți porni focul în cuptorul din bucătărie. Îl poți pune să ardă 2 ore, apeși pe tab și tai pe wait here și selectezi o oră sau două și scap de frig. Ah, wow, nu. Asta cu timpul, nu. Cel mai bine e să mergem să luăm. Vreau și cafea de asemenea. Pentru ceai îmi trebuie ceva băutură. Și o să mergem cu ăsta. 2 litri. Mai am ceva la mine? Mai am 8. Ok. No. Merge și le facem cum trebuie, boss. Și un pic de spațiu aici. 3680 din 300. Cred că trebuie să mă duc cu tractorul. Mamă, nu știu. Nu știu cu ce să mă duc. Hai să luăm doar așa. Și o să le pun... Trebuie să le iau pe toate acum. Și de ce? Pentru că trebuie să fac loc de semințe. Asta trebuie să fac eu acum. Un pic de caca înainte să plecăm. Sper să-mi dea, nu știu ce să zic. Ia. Ideea e că eu trebuie să mă duc până pe la un an. Hai prima dată la market să-mi iau zahărul. Ce mi-a pus? Șațe. Oh my god! Bro, dar cum Dumnezeului se duce timpul ăsta, jur? Zahăr, fată. Necesito sugar. 6. Dăm 6. Bă, ce înseamnă să nu mai reprezinte banul, o problemă, bă, băiatule, bă. Frumos, frumos. Și eu mai aminteam că asta are ceva semințe. Mamă, doar 10 cartofi are, what the fuck. 50 de astea doar. Nu sunt prea încântat cu ăștia 10 cartofi pe care i-are. Cu siguranță la SAF e mai bine, dar cu siguranță și costă mai bine. 63 din 70. Ia să vedem, o să ajung până aici. Să vedem, că acum e pe plantare, îți dai seama, dacă nu plantez acum... Aș vrea să fac de două ori planting-ul de asta. Adică, prima plantare să o fac pentru semințe. Toți cartofii pe care îi scot, îi mai plantez odată și după aia la sfârșitul anului. De asta mă grăbesc. Vezi, asta are un pic mai bine. Asta are 100 de cartofi, dacă nu e 100 de cartofi. 400 doar. Ok. Și sfeclă, am zis că pun foarte mult, 1300 sfeclă, dă-mi coace. Ce să fac, mă, oameni? Am luat, că trebuie să iau, asta este. Ce pot să fac? Mă duc așa cu astea, am dat mult, ce să mai am dat 5000 pe toate astea, ce-i? Mult rău. Nu te știu cum merg ea. So, mai băgăm aici 100 de cartofi. Sfecla o lăsăm afară, 150 de sfeclă. Mă bazez pe ea maxim. Așa, bun.
Păi trebuie musa, n-am ce să fac. Trebuie musa să mă bag pe semănat acum. Lumină în spate se pare că nu am. E punctul de ataș în partea cealaltă. Oh my god. Ok, ok, ceața asta e bună. Asta e super bun. O să fac și ceaiul după ce ajung în casă. Bun, punem acum cartofii, da? Hai să vedem. Măcar să scap de ăștia pentru prima dată. Prind de aici din colț. Let's go! Nu știu că mai trec și înapoi. Gata. S-a rezolvat situația, am toți cartofii plantați. Sunt pe undeva pe aici, bine? Și ăștia o să, bineînțeles, o să scot o cantitate foarte babană. Mai departe vor veni plantați pentru cultura de toamnă. Pentru recolta de atunci. Mamă, deci s-a înrăutățit rău de tot aici. O să vin cu tractorul cu colea, pentru că va trebui să decuplez și să iau plugul, să fac din nou încă o fâșie, trebuie să scap de paie, deci mâine, mamă, 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 deci am atât de multe lucruri de făcut maniana. Ceva de speriat, mai am și pe aici ceva, ba un morcov, ba o alea, nici nu știu dacă să bag semănătoarea pentru 2-3 din alea, știi? Hai să facem noi aici ceva, avem cafea. Nu cred că pot să fac ceai, că îmi trebuia... Ia stai să vedem că avem... Da, îmi trebuie vodka. Am moonshine. Am... Ia să vedem ce mai avem. Mai avem un tincture de ăla. Mead mai am. Și moonshine. Cam astea două sunt cele rămase. Pentru a doua zi trebuie să mai lucrăm și la asta. Trebuie să... Că avem și noi un business frumos cu niște țuică. Ăsta îl avem acum. Nice. Ceva de încălzeală. Bun, cu energia suntem rău de tot, mă duc să beau niște apă, este ora 8 și jumătate și din nou o să dorm, dar mă trezesc de super, super mega de dimineață, gen cu noaptea în cap ca să ne punem pe a elibera zona și a planta restul. Avem, o să fac tot așa o fâșie pentru sfecla de zahăr și pe aia încă o fâșie probabil pentru cealaltă rămase, ca să nu mai fertilizez eu în partea cealaltă, știi că trebuie să vin cu butoi, trebuie să-mi cumpăr un butoi să iau gunoiul de grajd, să-l aduc eu un pic... drăceală din astea, știi? Mihai zice, mai știi când jucai GTA 5 cu Mihai? Ce fain era! Cu Mihai? Care Mihai? Eram singurul Mihai de acolo din zonă. Fraților, atât pentru astăzi. Mulțumesc de prezență. Noi ne vedem mâine. Sper. Cam de la aceeași oră, tot cu un live cu Farmers Live și de, bineînțeles, content pe timpul zilei. Mâine mi se pare că avem ferma de animale foarte, foarte miștoacă și de asemenea un Elm Creek, dacă nu mă înșel. Și până atunci, vă doresc o noapte frumoasă și v-am salutat. Pa, pa!